Bună ziua și bine ați venit! Iată-ne în ziua a patra a Târgului Educațional VIP Edu 2021, călătorește virtual în lumea Politehnicii din Timișoara. Suntem live în acest moment și pe pagina noastră de Facebook. Suntem live și pe canalul nostru de YouTube, acolo unde vă invit să dați subscribe și să fiți la curent cu toate videourile pe care le postăm. Aș vrea să vă reamintesc, dragi elevi, că avem un concurs deschis pe pagina noastră de Facebook prin care puteți să câștigați un laptop, un smartphone sau o tabletă. Tot ce trebuie să faceți este să vă scrieți la acel concurs, intrați pe pagina noastră de Facebook, acolo unde veți vedea fixat în partea de sus concursul. Urmăriți instrucțiunea de acolo, iar luni puteți fi anunțați ca fiind câștigători. Bun. Cum vă spuneam, suntem în ziua a patra a Târgului Educațional VIP-EDU, târg educațional care se desfășoară pe platforma smart.upt.ro. Pe această platformă am recreat un târg în format vectorial. Fiecare facultate dintre cele 10 ale Universității Politehnica are dedicat un stand. În momentul în care accesați standul, veți descoperi oferta educațională pentru 2022, veți descoperi filmulețe și imagini din cadrul facultăților. De acolo puteți să participați, aveți link către aceste întâlniri live și totodată puteți să luați legătura cu reprezentanții facultăților, astfel încât să obțineți orice informație aveți nevoie acum din timp pentru admiterea de anul viitor. Nu o lungesc foarte mult, aș vrea să vă anunț programul zilei de astăzi și anume, în prima parte, este alături de noi Centrul de Consiliere în Carieră din cadrul Universității Politehnica Timișoara prin domnul Florin Bodin, directorul centrului și ulterior urmează să vă fac cunoștință cu două facultăți, Facultatea de Arhitectură și Facultatea de Științe ale Comunicării. Începem în acest moment cu Centrul de Consiliere în Carieră, CCOC, și îi dau cuvântul domnului Florin Bodin. Bun găsit tuturor! Mulțumesc frumos, Victoria, pentru introducere. Așa cum a fost anunțat și în program și așa cum știți, vorbim astăzi despre, în prima parte a târgului VIP-EDU, despre cum îmi aleg facultatea în cunoștință de cauză, cum îmi aleg facultatea informată. Da? Bun, pentru acest lucru, în primul rând, mulțumesc celor care s-au conectat, fie că s-au conectat prin intermediul platformei Zoom, fie că se conectează și ne privesc pe Facebook și sper ca ceea ce voi prezenta să fie în asentimentul vostru, iar dacă ulterior sunt întrebări, după prezentare, eu le aștept cu tot dragul, inclusiv la contactele pe care o să vi le anunț după ce se termină sesiunea noastră. Deci rămânem în continuare conectați, astfel încât să fim cât mai aproape de voi. Bun, o să vă rog să-mi permite să vă șeresc o prezentare. Bun. Așa cum spuneam, suntem la workshop-ul Cum îmi aleg facultatea potrivită. Noi suntem Centru de Consiliere și Orientare în Carieră din cadrul Universității Politehnica. Suntem un departament suport pentru studenții, în primul rând, ai Universității Politehnica, pentru cei care devin absolvenți, dar în egală măsură și pentru cei care aleg să studieze la universitatea noastră și se informează asupra ofertei de carieră pe care noi avem. Și ca să încheiem toată această buclă, intermediem și legătura între tot ceea ce înseamnă studenți, absolvenți, elevi și piața muncii, adică companii și instituții de profil, astfel încât împreună să găsim oportunități interesante și să asigurăm o inserție pe piața muncii cât mai bună. Așadar, misiunea Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră este aceea de a asigura legături și interacțiuni eficiente între Universitatea Politehnică din Timișoara prin studenții și absolvenții săi, cu companii și pentru elevi, în vederea oferirii de oportunități în carieră, prin diverse activități specifice pe care Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră le organizează în fiecare an calendaristic sau universitar pentru grupul țintă.
Dacă tot am menționat de grupul țintă, așa cum am spus, ne adresăm încă de la început celor care vor să urmeze studiile la Universitatea Politehnică, apoi, evident, celor care ne sunt studenți, absolvenților, rămânem aproape de ei și companiilor, pentru că împreună să putem să găsim oportunități pentru toți. Ce facem noi ca centru de consiliere și orientare în carieră? Păi, în primul și în primul rând, oferim consiliere educațională, ceea ce facem astăzi aici este tot consiliere educațională. Apoi, cei care doresc, o să vedeți inclusiv pe parcursul prezentării, să vă oferim posibilitatea de a vă valida alegerile pe care le faceți prin intermediul unor teste de aptitudine, unor teste de interese, astfel încât, dacă alegeți să fiți studenții noștri, următoarea activitate dedicată vouă o să fie aceea de a vă ajuta să vă adaptați la tot ceea ce înseamnă mediul academic, tranziția de la școală, de la liceu la facultate și tot ceea ce înseamnă integrarea voastră aici. Apoi, bineînțeles că dacă porneți la drum, e bine să am un GPS setat, adică de la începutul drumului să am un plan personal de acțiune prin educația și cariera, astfel încât să mă duc la sigur spre absolvire și spre cariera pe care mi-am dorit-o încă de la alegerea facultății. Și, bineînțeles, urmează sesiuni de consiliere și orientare în carieră, servicii de consiliere psihologică, astfel încât să putem să vorbim de tot ceea ce înseamnă o stare de bine pe tot ceea ce înseamnă durata studiilor. De asemenea, diverse workshop-uri și diverse sesiuni de formare în ceea ce privește dezvoltarea de competențe personale, interacțiunea cu piața muncii și, evident, sprijin și integrare pe piața muncii și, nu în ultimul rând, feedback, astfel încât să vedem și cât de bine v-ați inserat pe piața muncii atunci când ați ajuns, când veți ajunge acolo. Ei, să revenim la ceea ce vă este dedicat vouă. Consiliere educațională, sesiuni de autocunoaștere, sesiuni de evaluare și testare aptitudinală și am vrut să ajung aici, deși multă lume contestă ceea ce a spus Confucius, fă ceea ce îți place cu adevărat și nu vei mai munci nici o zi din viața ta. Dar totul depinde de la cum pornim să interpretăm ceea ce am scris eu aici. Adică ceea ce a spus Confucius. Contează ca în momentul în care mă gândesc, și asta este primul pas, în momentul în care mă gândesc ce studii să urmez, să mă gândesc cât mai mult la cariera pe care vreau să urmez. Și atunci e interesant să văd ce caută piața muncii în momentul respectiv și din ceea ce caută piața muncii să-mi aleg ceva ce să-mi placă. Pentru că o să constat mai târziu că dacă aleg doar ceea ce caută piața muncii și nu ceea ce îmi place, doar meserii sau cariere în trend, s-ar putea să nu am satisfacția pe care trebuie să am la locul de muncă, astfel încât să nu mă simt împlinit și apoi degeaba am bani. Bun. Hai să facem pentru început, să vă provoc, să faceți fiecare dintre voi un scurt exercițiu. Da? El se numește blazonul personal. De ce se numește așa? Pentru că se aseamănă cu siguranță ați văzut voi începând de la stema țării noastre până la emblema, până la sigla unui oraș sau a unei afaceri, acea siglă caută să spună cât mai multe lucruri despre acea persoană. Ei, în cazul blazonului personal, vă provoc să faceți următorul exercițiu, să vă gândiți așa. Sunt în momentul prezent, dar dacă mă gândesc ce m-a întrebat toată lumea, ce vrei să te faci când vei fi mare, bineînțeles că spuneai diverse variante de meserii pe care tu ai fi vrut să le îmbrățișezi atunci când erai mic. Ei, gândindu-ne în prezent, probabil că v-a schimbat puțin opțiunile și întrebarea este, ok, îmi aleg facultatea cum? Îmi aleg gândindu-mă ce vreau să devin după ce termin studiile. Și probabil că sunt câteva variante. Ei, pentru fiecare variantă merită să luați în calcul următoarele lucruri. Trei lucruri care mă recomandă pe mine pentru cariera pe care o visez și apoi să vă puneți întrebarea care sunt cel puțin trei lucruri care îmi plac la cariera pe care vreau să o aleg. Și bineînțeles că vom identifica niște lucruri. Dar de la ceea ce credem noi și până la ceea ce ne se potrivește, mai este încă o porțiune de drum pe care trebuie să o parcurgem. Deci acea porțiune se numește evaluare și testare aptitudinală.
Centrul de consiliere și orientare în carieră din cadrul Universității Politehnică va pune la dispoziție o sumedenie de teste, eu vă prezint unul dintre ele, care vă va ajuta să vă validați interesele ocupaționale și să aflați ce puteți și ceea ce vă place. Ei, pentru acest lucru, eu o să vă pun la un moment dat încet link-ul de la acest formular de înscriere. De ce formular de înscriere? Pentru că cei care doriți să parcurgeți testul pe care o să îl prezint eu, va trebui să completați câteva detalii de contact în acel formular. Se completează foarte simplu, nume, prenume, liceu, adresă de mail și telefon. De ce? Pentru că prin intermediul mailului o să vă transmitem link-ul de conectare astfel încât să puteți să completați chestionarul respectiv și să putem ulterior să dialogăm cu voi astfel încât să vă dăm toate lămuririle necesare. Ca atare, după ce veți primi link-ul de conectare la chestionar, o să găsiți o astfel de interfață în care vi se cere acordul prelucrării datelor cu caracter personal, pentru că o să completați o sumedenie de informații în chestionar despre voi, astfel încât ulterior să putem să interpretăm, așa cum am spus, interesele ocupaționale și ce poți și ceea ce îți place. Și atunci, ce cuprinde acest raport? Sau de ce facem acest raport? Pentru că în urma analizei raportului puteți obține informații importante pentru evoluția voastră personală și profesională. Pentru că prezentul raport de evaluare a intereselor ocupaționale se dorește să fie un instrument util care să te sprijine pe tine, pe elev, în an terminal, să iei decizia cea mai potrivită pentru cariera ta. Pentru că, înțelegându-ți profilul personal, te poți concentra asupra aspectelor unei ocupații care te atrage și care totodată te ajută să te informezi mai bine în privința opțiunilor tale de carieră, educație și angajare ulterior, care să-ți ofere satisfacție și recompense personale pe termen lung. Apoi, acest chestionar vă ajută să vă identificați interesele primare, precum și cele mai puțin relevante pentru o carieră satisfăcătoare, vă ajută să descoperiți și ce nu vi se potrivește, vă ajută să identificați categoriile de ocupații legate de interesele voastre pentru a vă sprijini în explorarea opțiunilor de carieră potrivite, vă ajută să vă schițați o listă cu acele ocupații sau tipuri de ocupații care au legătură cu interesele voastre și, în final, vă ajută să vă planificați mai eficient cariera și traseul în viața ocupată. Îți recunoști și îți dezvolți, știi să-ți dezvolți caracteristicile personale ulterior, îți alegi și îți planifici educația și formarea continuă în linie cu interesele tale. Și la baza acestui chestionar stau 519 ocupații prezente în baza de date și vei regăsi, practic, procente de compatibilitate pentru fiecare din ocupațiile din lista respectivă, plecând de la combinarea rezultatelor care ni le va da chestionarul completat de tine, cu sinceritate. Și apoi, o să ai, este cu titlul de exemplu, o să descoperim care dintre voi vă situați în ce categorie de interese ocupaționale și, bineînțeles, gradul de potrivire pentru fiecare dintre meseriile despre care am vorbit mai devreme. Acum, după ce vom completa chestionarul respectiv, e important să mai știm și câteva lucruri. După ce am finalizat discuția aceasta legată de chestionar, cum îmi aleg oare facultatea sau viitoarea carieră? Păi, trebuie să ne gândim că atât universitățile cât și în mediul privat găsim o serie de cabinete, dar e important să știm că nu trebuie neapărat să ne stricăm banii, pentru că fiecare în state trebuie să aibă un centru de consiliere și orientare în carieră. Fiecare în state are un birou de admitere. Atunci, e important să apelăm la aceste servicii ale universității și ulterior să discutăm cu un consilier. De asemenea, așa cum ați văzut mai devreme, este important ca ceea ce credem noi că ne place să și testăm. Să testăm cu niște instrumente standardizate, create de specialiști, care ne spun nouă foarte clar care sunt interesele, care sunt aptitudinile și care sunt potrivirile noastre dacă e să ne gândim la carieră. Apoi, trebuie să vedem produsele acelei universități. La fel ca și atunci când vă cumpărați poate un telefon sau un alt aparat, dar în special telefon, pentru că le schimbăm destul de des, nu? Ce căutăm? Căutăm review-uri, căutăm păreri, căutăm cum s-a comportat acel telefon, acel device, da?
Ei, tot așa trebuie să căutăm și produsele universității, adică să căutăm oameni de succes, cu cariere de succes, astfel încât să vedem ce pot să ajung dacă studiez la acea universitate. Dacă bine ați observat, în prima fază m-am gândit, ok, în momentul de față pe piața muncii se caută cam asta, bun, din ceea ce caută piața muncii, eu aș vrea să devin inginer de eu știu care, sau arhitect, sau specialist în științele comunicării, sau altceva, bun, ok, hai să vedem unde găsesc ceea ce caut eu. Și atunci găsesc o serie de universități și de facultăți care se potrivesc cu specializarea, cu cariera pe care eu vreau să o urmez. Da? Și atunci, practic, la acea universitate sau la universitățile pe care le colind, căutând informații, fie că le colind virtual, așa cum colega mea, Victoria Cocet, va postit mai devreme, avem și această variantă de a avea un tur virtual al universității. Caut, așa cum am spus, cariere și oameni de succes din universitatea respectivă. Apoi, bineînțeles că s-ar putea să cunosc studenți, absolvenți, să am prieteni, să am rude care au terminat acea universitate și bineînțeles că pot să-i întreb ce înseamnă să studiez, ce înseamnă să fii specialist, să fii produs al acelei universități. Și așa cum am spus mai devreme, trebuie că atunci când vă orientați în a vă alege facultatea, să vă gândiți ce caută angajatorii și ce caută piața muncii. Și chiar Politehnica organizează de două ori pe an un eveniment care se numește Zilele Carierei. Ce se întâmplă la Zilele Carierei? Păi vin toți angajatorii care în perioada respectivă caută tineri care se angajeze. Și atunci văd ce caută piața muncii. Asist la prezentările respective. Văd ce înseamnă cariera respectivă. Văd studenți de la care facultate sau absolvenți de la care facultate vor acei angajatori să primească în practică și apoi să îi și angajeze. Și atunci, un alt exemplu foarte la îndemână este să caut tot felul de resurse. O resursă pe care, de exemplu, Politehnica vă o pune la dispoziție este chiar o emisiune realizată prin intermediul studioului Teleuniversitatea Timișoara. Găsiți și pe Facebook această emisiune sau calupul de emisiuni pe care le-am realizat până în momentul de față. Exact așa, cum vedeți în imagine, cariera ta. Și acolo vedeți invitați și auziți povești, începând de la studenți din anul întâi care povestesc ce înseamnă să fii student la Politehnică, așa cum este Eduard Micloș, de exemplu, și mai găsiți mulți alți colegi de-ai lui, sau găsiți studenți care tocmai au terminat un stagiu la o anumită companie, sau un student care tocmai s-a întors la mobilitate în străinătate, sau un cadru didactic care povestește despre ce înseamnă facultatea respectivă, până la absolvenți de succes ai noștri, care deja au parcurs vreo 15 ani în carieră și care ne povestesc cum a fost tot traseul lor de la alegerea facultății și până în momentul de față, dându-vă, evident, tot felul de sfaturi utile. Și apoi, sunt și câteva criterii după care ne alegem facultatea. Să spunem că ne-am decis asupra unei facultăți, facultăți X. Este foarte important să știți că în momentul de față, piața educațională din România oferă atât de multe locuri la buget, încât nu sunteți voi, cei de clasa 12-a, suficienți ca să ocupați aceste locuri. Ca atare, alegeți facultăți la fără taxă, pentru că veți găsi multe. Și universitățile serioase sunt universitățile care vă dau vă bani prin tot felul de burse și nu vă iau bani prin tot felul de taxe. Universitățile serioase sunt cele care au și destul de multe locuri la buget. Ca atare, alegeți astfel de universități. Următorul sfat este să alegeți facultăți acreditate, nu facultăți și universități și programe de studii care nu au acreditare. Apoi, uitați-vă la vechime, la tradiția universității. Uitați-vă la și găsiți aceste lucruri pe paginile lor web, Facebook și așa mai departe. Uitați-vă la relația cu mediul economic. De ce ne interesează relația cu mediul economic? De ce ne interesează parteneriatele acestea? Pentru că, fiind student acolo, mă gândesc că îmi trebuie și o pregătire practică. De ce? Angajatorii astăzi ce caută? Caută competențe, caută cunoștințe teoretice, caută competențe practice și caută să fiu eu dezvoltat personal.
și aleg omul, apoi specialistul în momentul în care angajează pe cineva. Și atunci, oare, dacă acea universitate nu are parteneriate solide cu mediul economic și interacțiuni pe care sunt vizibile, unde mă pregătesc eu să devin acel absolvent competitiv? Apoi, uitați-vă de ce laboratoare dispun, unde urmează să vă pregătiți ca și studenți, pentru că probabil vom depăși pandemia asta și îmi doresc din tot sufletul că atunci când voi găsi studenți, indiferent la ce facultate, să puteți să vă bucurați de tot ce înseamnă baza materială a Universității Politehnica din Timișoara, de ce nu. Apoi, vă interesează de asemenea legătura asta cu mediul economic, astfel încât să fiți asigurați că în momentul în care finalizați studiile aveți un loc de muncă. Apoi, vă interesează colaborările pe care universitatea la care voi vreți să fiți studenți le are cu universități, cu instituții din țară și din străinătate. Și dacă tot am vorbit de relații internaționale, e important să știți că universitatea noastră, de exemplu, are peste 200 de acorduri de colaborare cu universități din străinătate, astfel încât dacă aveți tentația să studiați și în străinătate, ușor puteți să o faceți fiind studenți ai universității noastre. Într-una din zile, colega mea, Claudia Stoiana, a și prezentat care sunt, și încă puteți avea disponibil acea prezentare, oportunitățile de studiu în străinătate. Deci poți să fii student al Politehnicii din Timișoara și în același timp, o anumită perioadă a studiilor, poți să beneficiezi de diverse programe, Erasmus, de ce nu, și de bursele care le însoțesc, astfel încât să studiezi o perioadă și în străinătate. Apoi, nu este de neglijat baza materială a universității, facultății la care vreau să studiez. Deci, în momentul în care căutați oferte universitare, gândiți-vă și la aceste criterii. Săl de curs, laboratoare, dotări, cămine, mai ales dacă nu sunteți din Timișoara, gândiți-vă că în momentul în care veți pleca de acasă, veți avea nevoie de cazare. Ori gândiți-vă că, din păcate, nu toate universitățile poate să ofere cazare tuturor studenților săi. Politehnica o face de ani buni. Cazează toți studenții care solicită cămin. Astfel încât, dacă mă gândesc că nu am suficienți bani să-mi plătesc o chirie sau să-mi cumpăr un apartament sau, repet, nu sunt din Timișoara, e foarte important să țin cont și de acest aspect. Apoi, bineînțeles că pachetelul de acasă se va termina repede. Bănuții știm cu toții că nu sunt foarte mulți. Da? E important și unde să servesc masa. Da? Ca atare, ați mai văzut în prezentarea universității și faptul că avem două cantine studențești unde cu prețuri foarte mici puteți să serviți și masa. Apoi, e important și ceva ce sunt timpul liber, bazele sportive și toate facilitățile pe care universitatea vi le mai oferă. De asemenea, e important poziția universității în diverse clasamente. Așa cum spuneam, e important ca universitatea respectivă să vă dea burse, să vă ajute financiar, nici de cum să vă ia prin tot felul de taxe bănuții. De asemenea, ați mai văzut într-una din prezentări biblioteca universității. De ce? Ca să mă pregătesc inclusiv teoretic, am nevoie de o bază de documentare. Politehnica are una dintre cele mai frumoase și mai mari biblioteci din țară, cu spații de studiu în care pot să vin să mă pregătesc și cu o bază de documentare bogată. Apoi mai contează foarte mult viața studențească din universitate, organizațiile studențești din universitatea respectivă. De ce? Pentru că, să nu uităm, și foarte mulți vă vor confirma și vă vor spune acest lucru, că studenția, dacă știu cum să-mi organizez, este cea mai frumoasă perioadă din viață. Ori, să nu uit că 3 ani de zile, 4 ani de zile, 6 dacă vorbim de arhitectură, suntem tineri și vrem să ne și trăim studenția, ca atare trebuie să avem și ce să facem în universitatea, respectiv în orașul în care noi alegem să fim studenți. Să nu uităm că în 2023 Timișoara va fi capitală culturală europeană. Asta presupune foarte multe activități de care voi, alegând Timișoara și Universitatea Politehnică, vă puteți bucura. Ca atare, e important orașul ca centru universitar. Timișoara e un oraș în care găsim 4 universități de stat, mai găsim universități private. E un oraș în care aproape 40.000 de studenți studiază în fiecare an. E un oraș în care, putem să spunem, dacă vorbim de campus, este un oraș în oraș. Gândiți-vă că sunt 26 de blocuri mari, 26 de cămine studențești, care reprezintă complexul studențesc, în care 98% dintre cei care calcă zilnic pe acolo sunt tineri, sunt studenți. Da? Gândiți-vă la forfăta respectivă și la cât de fain e să stai în complex în studenție. Apoi,
E important să vă gândiți la domenii, la specializări, la ce veți studia, la ce voi învăța, unde am posibilitatea să fac practică, unde voi studia, unde, ce posibilități de voluntariat am, ca să repet ceea ce spuneam mai devreme. Care sunt competențele pe care le voi dobândi la finalizarea ciclului de licență? Care sunt posibilitățile de carieră după finalizarea licenței? Da? Apoi, poate câteva cadre didactice de excepție pe care le vedeți răsfoind paginile universității și văzând despre ce este vorba când alegeți universitatea. Și, așa cum v-am spus, emisiuni de carieră, tot felul de informații care le găsiți despre universitatea respectivă. Și, în ultimul rând, nu uitați că fiecare universitate care se respectă are diverse acțiuni pe care le dedică elevilor. Consiliere și orientare în carieră. V-am spus, la Politehnică aveți un astfel de centru. Școala altfel. Dacă o să apucăm din nou să venim la școală și astfel încât, inclusiv prin intermediul școlii altfel, să puteți să accesați tot ceea ce înseamnă Politehnica cu tot ceea ce înseamnă dotări și pregătiri. Organizăm, dacă ni se va și permite acest lucru, un eveniment mare, care se numește Politehnica Timișoara în pas pe viitorul tău, mai ales dacă sunteți în ani mici. Să sperăm că trecem peste pandemie și că un weekend puteți să veniți pe banii care atragem noi prin finanțări la Politehnică și să fiți un weekend studenții noștri, să vedeți ce înseamnă Politehnica. Apoi, alte acțiuni dedicate elevilor organizate de către universitate, de către facultăți, de către centru de consiliere, de către ligile studențești. Politehnica, de exemplu, are consultații gratuite la matematică sau la alte discipline, astfel încât în momentul în care vreți să dați la facultăți care presupun ce admitere, vorbim și de arhitectură aici, să puteți să beneficiați chiar de la cadrele noastre didactice de pregătire. V-a prezentat colega mea la început un tur virtual în campus. De asemenea, dacă deschideți upt.ro, găsiți chiar secțiunea pe care o vedeți aici în imagine, cu admitere, cu foarte multe informații, pe care e bine să le parcurgeți din timp și cu multă răbdare. Cam astea sunt lucrurile pe care eu am vrut să vi le prezint. În ultima imagine din prezentare, vedeți și contactele noastre, le găsiți absolut peste tot, inclusiv pe TikTok, cu tot felul de informații pregătite pentru voi, astfel încât să putem să fim ceea ce spunem și studenților. Cei care punem cariera voastră pe primul plan. Cam acestea au fost informațiile care o să le transmit. Vă aștept pe cât mai mulți dintre voi la Politehnică și pe cei care nu o veți face, probabil din diverse motive, să aveți o carieră de succes și până atunci mult succes în toate alegerile pe care le faceți. Dacă sunt întrebări, eu vă stau la dispoziție în continuare. Bun. Îți mulțumim, Florin, pentru prezentare. A fost foarte interesantă. Aș vrea să îți pun o întrebare înainte să mergem mai departe. Există posibilitatea ca elevii să vă contacteze înainte să se decide despre un program de studiu sau altul? Sunt deschise liniile de comunicare cu voi? Cu siguranță că da, toate și va rămâne prezentarea înregistrată și pe pagina noastră de Facebook pentru cei care poate ne-au apucat să-și noteze oricare din contactele pe care studenții noștri le-au văzut mai devreme, începând de la telefon până la website, adrese de mail și așa mai departe, sunt disponibile oricând studenților și promitem să le răspundem elevilor, să le răspundem cu promptitudine. Și chiar le recomandăm să facă acest lucru, nu ne deranjează, chiar îi rugăm să ne contacteze. Îți mulțumim și cu siguranță vă vor contacta și elevii interesați. Bun, mergem mai departe în acest moment cu Facultatea de Arhitectură. Este alături de noi doamna Cristina Povian, pe care o invit să ne spună, să ne prezinte Facultatea de Arhitectură. Bună ziua!
Avem o mică problemă, nu găsim să dau în mute. Mă bucur mult să fiu alături de voi și mă bucur să văd din nou prezentarea Centrului de Consiliere și pe domnul Bodin, mai ales că sunt și eu șef de oficiu la Facultatea de Arhitectură și Urbanism. Și cred că acest oficiu oferă foarte mult suport atât elevilor cât și studenților pentru a-și depăși momentele care sunt de multe ori dificile, mai ales când optezi pentru facultate ca și a noastră, cu o durată de 6 ani la forma lungă sau de 5 ani, cei 3 ani la specializarea mobilă și amenajări interioare urmați de un master. Am să încep prezentarea, am să vă arăt și eu, am să dau un share screen. Așa, acum am ala asta. Facultatea noastră de arhitectură și urbanism a împlinit împreună cu Universitatea Politehnică, care a aniversat anul trecut 100 de ani, 50 de ani, anul acesta 51, iar specializarea de design și amenajări interioare 10 ani anul trecut și respectiv anul acesta 11 ani. Ne bucurăm foarte mult că am reușit să avem deja mai multe generații. De când am intrat, eu am intrat chiar când s-a înființat noua generație în facultate, deci mă bucur să cresc odată cu ea. Și unul dintre punctele forte ale facultății pe care noi ne bucurăm să le avem este internaționalizarea asta. De foarte mult, mai ales înainte de pandemie, elevii, când discutam cu ei, își puneau problema că și-ar dori să studieze sau să vadă, considerau că arhitectura din exterior era mult mai interesantă. Și un lucru pozitiv, care cred că reprezintă un avantaj pentru facultatea noastră, este faptul că avem colaborări, grantul Erasmus, dar și alte tipuri de mobilități cu diverse universități din întreaga lume, nu neapărat numai din Europa. Avem, bineînțeles, cu țările importante, cu Italia, cu Spania, cele favorite în rândul studenților noștri, datorită faptului că găsim Italia este spectaculoasă, din un muzeu în aer liberă, cum spun eu, dar și cu țări din restul globului, inclusiv Maroc, Republica Dominicană și alte țări care pot stârni curiozitatea și interesul de a vedea, chiar dacă nu pentru studii, ci pentru practică, cum se desfășoară activitatea în acel birou de arhitectură. Aici puteți vedea, da, evoluția pe ani și gradul în care din ce în ce mai mulți studenți au ales să studieze pentru o perioadă de timp, de 6 luni, de 3 luni, de cât, de poate chiar mai mult pentru un întreg an. Cum funcționează acest grant Erasmus? Poți, în general, în anii mai mari, la specializarea arhitectură în anul 4 sau 5, pentru un semestru sau pentru un an, să studiezi la universitate parteneră, iar studiile de acolo sunt recunoscute la noi, la facultate. Bineînțeles, pentru acestea trebuie să îndeplinești anumite criterii, și anume să ai medii mai mari, concurezi cu colegii tăi, cunoștințe de limbă, și sunt anumite criterii pe care o să le cunoașteți când ajungem la pasul respectiv. Pentru specializarea mobilier și amenajări interioare este încă din anul 2, nu trimitem chiar în anul 1, fiind mult prea la început. Bineînțeles că aceste grafice în care arată modul în care au plecat dintr-o parte în alta, care gradul de... bineînțeles, avem și studenți străini care vin și studiază alături de noi, deci foarte des ar putea să aveți colegi de la aceste universități care le vedeți ca și țări partenere, atât de la Mons, din Roma, din Sevilla, Granada și alte țări care sunt enumerate aici. Lucru care face mult mai interesant procesul de învățare și totdeauna când lucrați în echipă, se poate învăța mult mai ușor, mult mai plăcut și chiar să cunoașteți date despre țările respective de la persoane care locuiesc în mod obișnuit acolo.
Din păcate, odată cu pandemia, a scăzut un pic numărul de călătorii, dar și acum, în prezent, ne-am bucurat foarte mult să vedem că foarte mulți studenți de la Politehnica Timișoara și de la facultatea noastră în special au ales să studieze pentru un semestru. De, în prezent avem în Roma, în Italia, și în alte orașe, nu numai în Roma, în Napoli, studenți care își desfășoară studiile, da, într-un internship Erasmus, într-un schimb Erasmus, pentru o perioadă de timp. Acum am să vă prezint un pic pe scurt, am început cu această parte de internaționalizare, tocmai pentru a vă stârni interesul și pentru a vă prezenta ca și un avantaj principal. Am să mă întorc un pic la slide-ul anterior pentru a vă prezenta cele două specializări principale care facultatea noastră le are. Are specializarea de arhitectură, care constă în 6 ani, și specializarea de mobilier și amenajări interioare, care este de 3 ani. Vedeți, ceea ce vedeți voi aici este un... creditele, ECTS. Totul se va măsura de acum încolo în credite, este un lucru nou pentru voi, dar veți avea cu siguranță sprijinul asociației studenței și a altor colegi și a decanilor de an. Fiecare an de studiu are un decan, un profesor care vă îndrumă, un fel de diriginte. Eu chiar sunt decan de an la specializarea mobilier și amenajări interioare la anul întâi, iar domnul prodecan Cristian Bridaru este decan de an la anul întâi specializarea arhitectură. Și va avea cu siguranță foarte mare grijă de voi să vă adaptați și să învățați într-un mod cât mai interactiv. După finalizarea acestor studii, puteți să alegeți să urmați și niște studii masterale. Bineînțeles, pentru voi poate este prea devreme să discutăm acest lucru, dar este important să știți că la specializarea lungă de 6 ani, momentan, este considerat master integrat. Deci când veți primi acea diplomă la finalul celor 6 ani, este considerat că aveți și licența și un master integrat în acea diplomă. Acum apare întrebarea mult controversată de dreptul de semnătură. Pentru a, bineînțeles că veți purta denumirea de arhitect sau specialiști în mobilier și amenajări interioare, dar pentru a avea dreptul de semnătură, cei care ați făcut forma lungă, va trebui să mai urmați un stagiu de cel puțin 2 ani și ulterior să dați un examen la București sau în online, cum se desfășoară acum foarte multe activități, pentru a putea să primiți ștambila și să fiți arhitecți pe cont propriu. Acum vom detalia un pic ca să vă dați seama ce se întâmplă în fiecare an și cum studiem, cum învățăm arhitectura în cadrul Facultății de Arhitectură. Și o să vedeți câteva proiecte de la fiecare an de studiu. Începem cu specializarea arhitectură, cea de 6 ani, forma lungă, cum o numim noi. Și aici, în acest slide, vedeți cum se desfășurau, cel puțin înainte de pandemie, orele și vedeți atelierele, machetele, care de multe ori erau gândite, temele de proiectare erau gândite astfel încât să relaționeze între ele. Fiecare student trebuia să-și facă o machetă care împreună puteau forma un ansamblu. Și ca și în arhitectura reală, trebuie să relaționăm cu vecinătățile. Este foarte plăcut mediul în care se lucrează foarte mult în școală, se lucrează pe echipe, ajungeți într-adevăr, sunt adevărate miturile că se lucrează mult, dar cred că la Facultatea de Arhitectură sfaturile domnului Bodin vă vor fi foarte de mare ajutor, și anume să învățați să vă gestionați timpul. Cheia succesului constă în a vă gestiona cât mai bine timpul și a vă stabili prioritățile principale. Iarăși expozițiile de pe coridoare cu machetele poziționate de metri pătrați, metri cub de machete. În general, toate proiectele se susțin public și sunt prezentate pe pereți. Pe pereți sunt, din cauza metrilor liniari foarte mari de planșe pe care le avem, ajungem să le întindem peste tot unde putem. Aici vedeți proiecte de la anul 2 de studiu, în care este dedicat zonei de locuință. Vedeți, deja se trece pe calculator. De când am trecut în mediul virtual, s-a început chiar din anul întâi și au fost rezultate spectaculoase la proiectare, chiar dacă s-a utilizat calculatorul, de persoane care înainte nu cunoșteau programele respective. A fost o provocare la care studenții noștri au răspuns foarte bine. Trecem la anul 3, în care sesizați că gradul de complexitate al proiectelor analizate este din ce în ce mai mare.
Nu trebuie să vă speriați dacă poate nu desenați atât de frumos, se va utiliza foarte mult calculatorul. Este important să faceți aceste schițe astfel încât să vă puteți exprima ideile pe care le aveți. Tot de la anul 3, de multe ori ne susținem proiectele atât prin planuri, cum vedeți în partea dreaptă sus, dar cât și prin machete, în partea dreaptă jos, sau prin randări diverse. La anul 4 de studiu, da, vedeți și mai mare gradul de complexitate se referă atât la nivelul de detaliere al proiectului pe care l-aveți de făcut, cât și la dimensiuni. Da? Dacă începem cu o căsuță, dacă începem în anul întâi cu proiecte conceptuale pentru dezvoltarea creativității, a imaginației noastre, continuăm cu proiecte din ce în ce mai elaborate, care ne solicită și totodată ne învață să răspundem la probleme din ce în ce mai complexe. Și astfel evoluția noastră ne pregătește pentru a fi arhitecți în adevăratul sens al cuvântului. Da, aici vedeți o clădire de birouri, încadrare, totdeauna se va ține cont și de vecinătate, de relația cu spațiul imediat învecinat. Vedeți axonometrie explodate pe nivele, astfel încât spațiul să poată fi înțeles cât mai ușor. Bineînțeles, îmi închipui că sunt fascinante pentru voi aceste randări, dar o să vedeți că sunt programe pentru care facultatea noastră are licențe educaționale care vă permit să creați aceste obiecte arhitecturale și sunt ușor de învățat, aveți și materii speciale care vă vor învăța să utilizați aceste programe, astfel încât să vă puteți transpune în mediul să creați aceste imagini prin intermediul lor, ideile prin aceste programe. Aici sunt câteva imagini foarte dragi nouă și oarecum suntem nostalgici după aceste perioade, momentele în care se susțineau lucrările. Da? Vă spuneam că se expun pe perete, fiecare își susținea proiectul și toți colegii asistau, astfel încât să putem învăța din propunerile, să vedem ce alte idei au avut colegii noștri și să sesizați că este o atmosferă relaxantă în care toată lumea încearcă să învețe cât mai mult. Aici sesizați că este teza, proiectul final. Da? La finalul celor 6 ani o să aveți un proiect de diplomă de o amploare mult mai mare și cu un grad de detaliere cerut mai mare și de obicei le susținem și le și expunem pe unele dintre ele la Biblioteca Politehnicii. Avem invitații inclusiv din exterior, de la alte universități partenere. Este oarecum examenul vostru de maturitate în care prezentați ceea ce ați învățat pe parcursul anilor. Ne bucurăm în fiecare an să realizăm câte o revistă cu cele mai bune proiecte. Aceste reviste totodată încurajează pe studenții care au reușit să îi surprindă pe profesori prin proiectele propuse și totodată reprezintă și o bază materială, o sursă de inspirație sau un punct de reper pentru studenții din anii mai mici care văd ce au creat studenții lor în anii precedenți. Avem, tot la aceste proiecte finale, pot fi pe mai multe domenii și aici totodată cred că vă pot răspunde la o întrebare ce putem face noi cu arhitectura. Arhitectura are un punct, nu regret nicio clipă că am ales această meserie, deși de multe ori a fost foarte greu și de multe ori nu aveam timp, în ciuda faptului că sora mea făcea 2 facultăți și avea mult mai mult timp liber decât mine. Ea vă oferă posibilitatea să mergeți atât pe urbanism, să faceți proiecte de urbanism, de restaurare, de amenajări interioare, de proiectare complexă. Și aceste unituri le găsiți și la final, când aveți prezentările acelea de diplomă și puteți să alegeți ca proiectul vostru să aibă una dintre aceste direcții, da? De restaurare, urbanism, proiectare complexă. Aici chiar este prezentat unul de restaurare. Sesizați și voi că toate marile orașe din țara noastră se concentrează foarte mult pe restaurarea acelor clădiri cu valoare istorică care le avem în general în centrul orașelor și ce frumos arată și ce mult contează ca să se respecte principiile arhitecturale, valorile, da? Care, și elementele decorative ale clădirilor. Foarte mulți studenți de-ai noștri înclină în direcția aceasta. În aceeași idee, avem și un master pe acest domeniu, dar îl vom prezenta mai detaliat un pic mai târziu. Da, aici vedeți iarăși tot de la
modul în care intervenim asupra unor clădiri deja existente cu valoare de valoare istorică. Realizăm și câte o machetă, pot fi două variante, fie se realizează macheta fizic, fie se realizează modele 3D. Acestea sunt, aici este un proiect de la unitul de proiectare complexă, în care sesizați că se merge mult mai mult pe stadioane, pe clădiri, pe clădiri de birouri, hoteluri, tot ceea ce ține în domeniul acesta. Cred că vă fascinează și în general pe toți cei cărora le arătam aceste imagini. Acum mi-ar fi plăcut și mi-este dor să văd reacția persoanelor cu care, pe care le prezentăm, dar îmi amintesc că erau fascinați de modul în care se puteau reda imaginile într-o manieră cât mai realistă, tocmai pentru a arăta cât mai bine beneficiarilor noștri ce le propunem în acele, în acele locuri. Da, tot de la unitul de proiectare complexă, dar și de urbanism. Poate o să vă întrebați ce înseamnă acest urbanism. Înseamnă exact partea aceasta de organizare a spațiului urban. Se gândește la un nivel mai mare. Bineînțeles că sunt planuri urbanistice de la nivelul teritoriului unei localități, la nivel zonal, la nivel de detaliu a unei parcele. Toate acestea trebuie reglementate de către un arhitect, se fac studii premergătoare, cum a fost amenajarea malului Begăi, da, sau de anumitor zone, inclusiv pentru zonele de parcuri sau pentru toate acestea trebuie să avem un plan urbanistic. Și pot fi, sunt gândite inclusiv mobilier urban, da, zonele de joacă pentru copii sau alte intervenții în partea aceasta. Aici vedeți colecția noastră de reviste Student Trends, da, așa se numește, revistele care sunt dedicate pe ani celor mai bune proiecte de la specializări și de la master. Aici vedeți și link-urile aferente acestor reviste care pot fi consultate pe ani accesând link-urile din imagine. Vom continua cu prezentarea formei celei de-a doua specializări ale facultății noastre, și anume cea de mobilier și amenajări interioare, care are doar 3 ani. Bineînțeles, este indicat să se continue și cu un master. Avem și master la facultatea noastră, puteți să-l faceți și în altă parte. Și aici vedeți câteva lucrări de la începutul, de la fiecare an. Da? Aceasta este o imagine generală, am avut o expoziție foarte frumoasă intitulată Prototip, în care studenții noștri chiar au avut de realizat anumite obiecte la scară reală. Unii au ales să, fie, să facă lampe, scaune, tabureți, da? Diferite piese de mobilier, într-un mod cât mai creativ, da? Și să-și manifeste practic abilitățile artistice pe care le au. Sesizați și aceeași procedură, ca și la forma lungă, sunt prezentate proiectele pe care le-au avut, de obicei la tablă, tocmai pentru ca studenții să dobândească abilitățile de a-și susține prin argumente și soluțiile propuse și de multe ori prin machete care ajută să se înțeleagă spațiul prezentat în variantă 2D mult mai bine, să fie perceput mult mai bine și înțeles chiar de multe ori de student. Se începe și în cazul acesta să se treacă pe calculator, dar nu înseamnă că vom renunța la creioane colorate. De multe ori se alegeau spațiile publice, într-o cafenea, în parc, da? Tocmai pentru a reda și a se desena într-un mod cât mai plăcut, să ne simțim cât mai inspirați. Și aici aveți câteva imagini din zona aceasta. Pentru că este foarte important la această specializare să lucrăm cu materialele, aveți o materie intitulată Studiul Formei. Pe domnul acela cu ochelari și cu căciulă de jos este domnul profesor și vedeți că toți încearcă să facă orele și timpul petrecut într-o manieră destul de mare în școală, într-un mod cât mai plăcut. S-au utilizat și bordmașina și tot felul de alte instrumente, bineînțeles, sub supravegherea cadrului didactic pentru a evita accidentele și au rezultat diferite compoziții spațiale care sunt venite să vă dezvolte creativitatea.
Un alt proiect din anul 2 este cel de a unor prototipuri, a unor piese mici de mobilier. Pornim de la planimetrie, de la cum se văd ele în plan, până la diferite machetuțe care ne ajută pe noi să le percepem mai bine. Anul 3 este o variantă mai ușoară din anumite puncte de vedere, sunteți deja, știți la ce să vă așteptați, este mai ușor pentru voi, utilizați foarte mult calculatorul, dar avem și materii opționale precum este designul de iluminat, fashion designul sau diferite prototipuri de scaune. La fel ca și la forma lungă, veți avea de predat o lucrare de diplomă, o lucrare finală la finalul celor 3 ani, în care constă într-o amenajare de dimensiuni mai mari. Poate fi vorba de un restaurant, de o grădiniță, de o ceainărie, de o librărie, de diferite spații care pot fi reprezentative pentru pot să exprime cât mai bine cunoștințele pe care le aveți. Pe lângă imaginile, revin la această imagine, pe lângă imaginile care încearcă să reprezinte cât mai realist amenajarea, vedeți în centru și detaliile. Aceasta este unul dintre aturile facultății noastre, faptul că nu o să învățați numai să desenați frumos sau să aveți idei care poate să fiți creativi. Veți învăța să puneți, să implementați aceste lucruri într-un mod cât mai real. Pentru că nu este suficient să-i spunem beneficiarului cum să facă, adică să-i dăm idei de ce să facă, ci trebuie să-i dăm și detalii și să-l ajutăm să și implementeze varianta propusă de noi, astfel încât la final să arate ca și în schițele făcute de noi. Pe parcursul celor 3 ani, se încearcă, și atât la forma lungă cât și la forma scurtă, se încearcă foarte mult să învățați în metode cât mai alternative. Și excursiile pe sit sunt încurajate, pe șantier. Acest lucru am încercat să-l facem inclusiv în perioada de pandemie. Anul acesta am reușit să facem un masterclass la Veneția, la fel ca și acum 2 ani. Sunt excursii de studiu la Viena, chiar acum se pregătește una pentru perioada sfârșitului noiembrie la Peci. Deci, totdeauna încercăm, cu respectarea normelor și a tuturor regulilor impuse, să ne adaptăm și să învățăm, pentru că arhitectura trebuie să se învețe și pe teren. Aici am să trec foarte repede, pentru că este oarecum într-un viitor mai îndepărtat pentru voi, dar cred că este important să înțelegeți întreg ansamblu al a ceea ce oferă facultatea noastră. Avem 3 tipuri de mastere: cel de urbanism, cel de restaurare, este și cel de proiectare complexă și cel de mobilier și amenajări interioare. Noi numim materiale și tehnologii noi în amenajările interioare. Fiecare dintre acestea durează 2 ani și aprofundează, învățați mult mai multe noțiuni. Oarecum deveniți specialiști în domeniile acestea despre care învățați la modul general pe parcursul celor 6 sau 2 ani. Da, este masterul de restaurare, unde veți învăța mult mai în detaliu. Asta nu înseamnă că nu puteți, avem de multe ori la masterele noastre studenți și de la alte facultăți, care poate uneori le este mai greu să se adapteze spiritului nostru sau cunoștințelor, se merge ca și o continuitate la studiile pe care le aveți. Aici aveți câteva imagini, da, unui spa realizat la masterul de mobilier și amenajări interioare. Se poate continua ulterior și cu studii doctorale. Acesta este imagini din doctoratul colegei mele Diana Giurea de proiectare organică, deci reticulată, master de urbanism în urbanism, studii de arhitectură. Da? Toate aceste domenii permițându-vă să continuați, și chiar am avut un webinar pe tema aceasta, școala de după școală. O să vedeți că permanent trebuie să fiți în contact cu tot ceea ce apare nou pe piață. Aici sunt prezentate imagini de la workshop-uri, excursii tematice. Totdeauna vara, la finalul fiecărui an, aveți o perioadă de practică de câteva săptămâni, prin care trebuie să lucrați în diferite birouri sau activități organizate prin școală, și acestea vă ajută să vă apropiați mult mai mult de ceea ce înseamnă
arhitectura și ceea ce vă așteaptă la finalizarea studiilor. Aici aveți imagini cu, de pe teren. Ne bucurăm că în 2017 facultatea noastră a fost prezentă la Vienna Design Week. Vedeți aici în partea din stânga și pe domnul prodecan Cristi Blidariu și alți colegi de-ai noștri. Ne dorim să avem expoziții cât mai multe cu proiectele studenților noștri, tocmai pentru a-i încuraja. Și avem atât cu machete, cu proiectele de la final de an, cu mobilierul realizat de ei și îi încurajăm să participe sub coordonarea cadrelor didactice sau ca și echipe la diferite concursuri. Aici sunt doar câteva la care au câștigat concursul nostru, vedeți scrise inclusiv echipele și studenții implicați, precum și profesorii coordonatori. Da? Atât de iluminat, cât și de arhitectură. Cele de context arhitectural, da, cele din Graz, numeroase alte premii care vă ajută iarăși să percepeți acest lucru. Aici vedeți iarăși publicațiile pe an care au fost compuse pe, și din ultimii ani până în prezent și paginile de Facebook la care ne puteți găsi pe fiecare dintre noi. Avem atât pagină și blog pentru anul întâi arhitectură, cât avem și Instagram, site-ul facultății și acolo postăm permanent despre orele de pregătire. Totodată, doream să vă mai spun că facultatea noastră oferă ore gratuite de pregătire în vederea admiterii la facultate. Anul acesta s-au decalat un pic, trebuiau să înceapă pe la mijlocul lui noiembrie, vor începe undeva săptămâna viitoare sau peste două săptămâni, probabil după vacanța de 1 decembrie, dar vom continua și anul acesta cu orele gratuite, care vor avea loc sâmbătă, probabil din două în două săptămâni. Dar pentru mai multe informații, care vor fi anunțate în cel mai scurt timp, vă rugăm să urmăriți site-ul nostru și paginile de Facebook disponibile. Atâta doream să vă spun eu, în calitate de cadru didactic la această facultate, și am să las mai mult să vă prezinte pe o colegă de-a mea, o tânără colegă de-a mea, care vă va prezenta ce înseamnă viața de student și cred că pentru voi prezentarea ei este foarte importantă. Ea este Iulia Ardelean. Deși noi o știm ca și Stancu, o felicităm și pentru că acum pentru că s-a căsătorit tot cu un coleg de-a ei, da, din câte mi-aduc eu aminte, și vedeți că arhitectura leagă foarte multe cupluri de arhitecți la noi în facultate, o să vedeți că se leagă colaborarea aceasta foarte frumoasă și o las pe ea să vă povestească mai multe despre ce înseamnă să fii student la facultatea noastră. Mulțumesc frumos pentru introducere și mulțumesc că mi-ați dat ocazia să mai vorbesc, sper eu, cel puțin o dată despre cât e de frumos să fii student la Facultatea de Arhitectură. În momentul de față, eu nu mai sunt student pentru că am absolvit, dar îmi amintesc cu drag de acea perioadă și cred că vă pot prezenta câte ceva despre ce înseamnă să fii student la Facultatea de Arhitectură din Timișoara. Numai puțin, să dau share screen. Cred că nu am posibilitatea, sau? Cred că mie mi-a mers un pic mai greu. Cred că trebuie să dai mai de dor. Nu știu dacă. Mie nu mai pare. Așa, acum a apărut posibilitatea. Ok. Back on track. Bun, aș vrea să încep prezentarea mea prin a vă răspunde de fapt la o întrebare cu cine sunt studenții FEAUT. Există cumva un mit urban că ca să ajungi la facultate de arhitectură trebuie să fii de la arte, sau cel puțin așa era pe vremea mea. Ei bine, vreau să vă spun că studenții la arhitectură de fapt sunt niște oameni foarte diversi, cu background foarte divers. Ei pot să fie într-adevăr oameni pasionați de artă și să fie, de fapt, de la licee de profil artistic,
poate să fie pasionați de film și de alte tipuri de reprezentări media, pot să fie pasionați de știință, și anume să vină de la Mate Info, de la științele naturii și așa mai departe. Pot să fie pasionați de tehnologie și să-i intereseze foarte mult toată partea aceasta în care intrăm de reprezentare 3D și construcții media și online. Pot să fie de asemenea pasionați de activitatea fizică, să vrea să construiască cu mâinile lor și să se implice mai mult decât în proiectare și în realizarea de construcții. Poate să fie pasionat și de natură, pentru că asta o să vedeți mai departe în prezentarea mea. Partea aceasta cu excursiile și cu conexiunea cu natura este foarte importantă pentru un student la arhitectură, având în vedere că lucrăm foarte mult cu contextul, cu peisajul și mai ales cu materialele. Poate să fie oameni care sunt pasionați de fotografie și care văd din arhitectură un background pentru operele lor de artă, dar vor să învețe cum să o reprezinte și cum, asta pe lângă cum să o proiecteze în viața de zi cu zi. Poate să fie pasionați de psihosociologie. De ce? Pentru că arhitectura leagă comunități și leagă oameni și îi reprezintă. Până la urmă, arhitectura este răspunsul problemelor unei societăți într-un anumit timp și spațiu, ca să-i spunem așa. Poate să fie oameni pasionați de istorie, pentru că așa cum a prezentat și colega mea, ne legăm foarte mult de patrimoniu, de clădiri cu valoare istorică și nu numai, și studiul istoric pe arhitectură este o temă în sine pe care aveți ocazia să o practicați odată ce terminați și facultatea de arhitectură, de exemplu. Poate să fie pasionați și de activitate socială, pentru că așa cum vă spuneam, studenții la arhitectură, de fapt, sunt implicați în foarte multe, și cum vă spunea și colega mea, sunt implicați în foarte multe activități sociale, de la activități culturale, la voluntariat și la împărtășirea, de fapt, a valorilor pe care noi le învățăm în facultate cu oameni din alte domenii. Pe scurt, studenții la arhitectură sunt oameni pasionați. Asta este foarte clar, pentru că îți trebuie, asta e una dintre calitățile de care ai nevoie atunci când faci parte din facultatea de arhitectură. Trebuie să fii pasionat de ceea ce faci, în primul și în primul rând. Nu numai de frumos, dar și de rațional, pentru că arhitectura până la urmă îmbină frumosul cu știința. Și astfel se formează, de fapt, o diversitate foarte mare de oameni cu care o să aveți contact atât între colegi, cât și cu profesorii, care și ei la rândul lor au background-uri foarte diverse din care vin și predau în această facultate. Prin această diversitate despre care vă povestesc, se formează întotdeauna o comunitate. Fiecare an devine un grup împreună cu profesorii aici, deci relația student-profesor în facultatea de arhitectură este foarte importantă și se leagă pe lângă colegialități și prietenii foarte frumoase, ce muncește împreună, asta întotdeauna, de la proiecte în care trebuie să te relaționezi, așa cum a prezentat și colega mea cu ceilalți colegi, dar și la munca efectivă. Pentru că o să vedeți, dacă veniți la facultatea de arhitectură, întotdeauna e mai fain să lucrezi la proiecte împreună cu colegii tăi decât singur la tine acasă. Și de aceea mulțumim facultății că ne pune la dispoziție niște spații mari în care să putem să lucrăm împreună. Sperăm că toată perioada aceasta în care suntem izolați, ca să spun așa, se va termina foarte curând și că veți avea oportunitatea să petreceți momente frumoase împreună în facultate din nou. Ne și distrăm împreună și aici, de exemplu, este o fotografie de la expoziția Vienna Design Week când am participat în 2017, când după prezentare și după ce s-a terminat tot fastul festivității de la final, ne-am gândit să imortalizăm și momentul într-un mod comic cu profesorii noștri, pentru că până la urmă am trăit 2 săptămâni împreună cu ei în aceleași emoții ale expoziției de la Viena. Și susținem împreună și ne susținem împreună la susținerea proiectelor. Asta este o parte foarte importantă, care poate celelalte facultăți nu le adresează
atât de coerent ca și facultate de arhitectură faptul că studenții la arhitectură sunt o echipă, trebuie să muncească în echipă, să se susțină unul pe celălalt și să-și prezinte proiectele în echipă ca să învețe unii de la ceilalți. Având în vedere că este un domeniu atât de vast, cu atât de multe informații, chiar este încurajat ca noi, între studenți, să lucrăm împreună ca să învățăm unii de la ceilalți. Se și creează împreună, după cum ziceam, la ateliere cu diferite idei, cu diferite intervenții din punct de vedere artistic, că am avut situații în care am integrat în proiectele noastre muzică sau film sau tot felul de alte domenii artistice. Chiar dacă facem asta și ziua și uneori și noaptea sau mai înspre seară, sper din suflet să aveți ocazia să petreceți cel puțin seriile sau înspre seri în facultate, pentru că o să vedeți de la etajul 5 sunt faimoase apusurile de soare, sunt unele din cele mai frumoase apusuri pe care le-am văzut în viața mea, desigur împreună cu colegii mei când plecam de la susținerea proiectelor, de exemplu. Nu se întâmplă întotdeauna, adică să nu vă imaginați că se stă până noaptea în facultate tot timpul, dar mi-amintesc cu drag de seriile în care după proiectare continuam să discutăm despre proiecte în oraș. Ne petrecem, după cum vă spuneam, foarte mult timp împreună, asta ca și colectiv de studenți, pe lângă timpul petrecut în cămine, la ateliere, împreună cu profesorii, în excursii de studiu, care sunt foarte importante pentru a vă dezvolta, în primul rând, cunoștințele, pentru că aveți contact cu foarte multe lucruri din exterior și cu arhitectură din exterior, din alte țări sau chiar și din România, la expoziții și conferințe, care de asemenea sunt foarte importante pentru a vă lărgi orizonturile în ceea ce privește ceea ce puteți să faceți cu facultate, cu cunoștințele de la facultate de arhitectură, dar și vă mărește rețeaua de oameni cu care luați contact și care mai departe o să vedeți, o să vă devină colegi de breaslă, parteneri și așa mai departe. La expoziții, unde reprezentăm facultatea, facultatea noastră se mândrește cu noi ca studenți și ne trimite în la diferite expoziții și concursuri ca să avem ocazia tot așa să ne dezvoltăm și să câștigăm în primul rând pentru noi și abia apoi să aducem renume facultății. După cum spuneam, unul dintre cele mai valoroase concursuri este concursul CASA, la care am participat atunci când eram student și unde am participat alături de alte facultăți din România de arhitectură, având o temă comună, ne-am strâns toți și am făcut proiecte care după aceea ne-am dus la corecturi în alte orașe și alte orașe au venit la Timișoara la corecturi. Concursul CASA este unul dintre primele concursuri cu care veți avea de-a face și care vă va arăta de fapt sau vă va pune în contrast cu ceilalți studenți de la alte facultăți de arhitectură și o să vedeți, e foarte interesant cum facultatea de la Timișoara, de fapt, se prezintă față de celelalte. Eu spun că din concursul CASA o să aveți foarte multe de învățat și vă recomand să participați, odată ce sunteți studenți, la foarte multe astfel de concursuri, pentru că niciodată nu știți pe cine veți cunoaște acolo și vă va schimba, de fapt, viața și ceea ce doriți să faceți în domeniul arhitecturii. Noi mergem foarte mult și în practici și școli de vară, unde avem ocazia să învățăm de la cadre didactice care sunt profesioniști în viața reală, recunoscuți național și internațional. Avem ocazia să învățăm de la meșteri care știu cel mai bine ceea ce fac. Avem ocazia să învățăm și de la colegi, să ne murdărim mult și bine și asta ne place pentru că putem să înțelegem mai bine exact ceea ce proiectăm când efectiv punem mâna și construim ce am gândit. Luăm parte la festivaluri, cum este festivalul Ply, de exemplu, unde construim instalații temporare și ne bucurăm și de festival în același timp. Ne antrenăm, facem sport, vizităm foarte mult,
diferite lucruri. Aici nu vorbim doar despre clădiri istorice, vizităm și clădiri moderne și, de exemplu, linii de producție sau avem inclusiv excursii la fabrici unde ne învață cum se produc materialele și, și obiectele cu care lucrăm. Asta pe lângă, desigur, vizitele de șantier care se fac împreună cu cadrele didactice și vedem efectiv cum se construiește ceea ce noi gândim și proiectăm. La școlile de vară, în care noi creăm ceva nou, practic, noi facem parte din ceva mult mai mare, pentru că, deși suntem o mică componentă din toată rețeaua, ajungem să lăsăm în urma noastră, de fapt, prin implicarea noastră și, din nou, prin pasiunea de care dăm dovadă, un patrimoniu. Și ce înțelegem noi prin patrimoniu este un lucru foarte valoros. El nu se rezumă doar la ceea ce construim sau ceea ce creăm artistic, dar el înseamnă și rețeaua de oameni pe care o construim în jurul nostru, din diverse domenii. Și noi, ca studenți la arhitectură, avem capacitatea nu doar să învățăm de la alții, dar să îi și învățăm pe alții să înțeleagă și să vadă lumea cum o vedem noi, așa frumoasă și inedită. Împreună formăm și suntem reprezentați, avem și o asociație, Asociația de la 4, care implică și ajută studenții să se implice foarte mult în muncă de voluntariat, de diferite feluri, care nu are neapărat legătură numai cu construcțiile și cu designul, dar și cu activități sociale, de informare și educare. De exemplu, studenții au făcut parte din turul de arhitectură în care se prezintă orașul și la care poate participa publicul larg să înțeleagă și să aprecieze patrimoniul construit al Timișorii. Tot Asociația de la 4 ne ajută să ne implicăm în proiecte de educație de arhitectură, în școli, de exemplu, sau cu copii mai mici. Realizează și serii culturale. Și pe lângă toate acestea, FAUT și studenția îți oferă posibilitatea de a practica în birouri de arhitectură, ca să vezi cum este să-ți practici, de fapt, în realitate, meseria pe care o înveți pe băncile școlii. Desigur, toate aceste practici de birou sunt făcute ca să înveți și să te dezvolți și să îți găsești, de fapt, drumul, pentru că arhitectura înseamnă foarte multe lucruri. Poți să faci foarte multe lucruri cu această facultate și uneori aceste practici de birou se canalizează exact pe acest fapt, să te ajute, să te îndrume cu ce să-ți urmezi mai departe profesia. Foarte importante sunt bursele de studii sau practicile în străinătate, cum ar fi Erasmus. Eu am făcut parte dintr-un program Erasmus, am fost 6 luni de zile la Roma, la Facultatea de Arhitectură din Roma și vreau să spun că experiența este inedită ca student la arhitectură acolo, pentru că pe lângă faptul că ai gratuit, în cazul meu așa a fost, la tot ce înseamnă cultură, muzee, și așa mai departe, comunitatea de arhitectură de peste tot din lume strânge oameni foarte diversi și este foarte frumos să faci parte dintr-o comunitate atât de strânsă. Desigur, Erasmusul poate fi făcut în foarte multe orașe și state din lume, dar în funcție de ceea ce alegeți, o să vedeți că experiențele Erasmus vor fi foarte diferite între voi și va fi foarte fain să le comparați odată ce vă reîntoarceți la facultate. Nu numai ceea ce veți învăța afară va fi important, ci și contactul pe care îl aveți cu țările străine. Rămânem o echipă și la absolvire. Noi facem toate absolvirile împreună și facem evenimente din aceste absolviri. Anul trecut, de fapt, nu, acum 2 ani de zile, când am absolvit eu, a fost prima absolvire în cadrul UPT-ului, în care am avut și un moment special ca facultate de arhitectură. Și vreau să vă mai spun așa în încheiere că după acești 6 ani, care sunt
6 ani în care să vă bucurați că sunteți studenți. Acest lucru nu e puțin lucru, pentru că vă oferă, de fapt, 6 ani mai lungi de tinerețe, viața care vine după și viața de adult, oricum vă va lovi, indiferent ce facultate alegeți să urmați, drept pentru care de ce să nu vă faceți o studenție mai lungă de care să profitați. După acești 6 ani, fiecare pleacă în altă parte sau rămâne aici. Avem colegi care au plecat peste tot în lume, dar indiferent de distanța dintre noi, să știți că o să rămâneți parte dintr-o comunitate și o să vă simțiți parte din ceva mai mare decât doar clasa voastră, ca să zic așa. E foarte frumos să fii student la Facultatea de Arhitectură și mă bucur foarte mult că am urmat această facultate și că am construit, de fapt, comunitatea pe care astăzi pot să-i numesc colegii mei. Inclusiv, din nou, trebuie să spun că profesorii sunt parte din această comunitate și vă vor deveni colegi în timpul facultății, nu doar cadre didactice. Dacă aveți întrebări mai specifice pentru mine, aștept să le puneți sau pe site-urile prezentate mai devreme. Dacă nu, vă mulțumesc frumos pentru atenție și sper că v-am făcut dornici să cunoașteți mai mult din ceea ce înseamnă studenția la facultatea noastră. Îți mulțumim și noi, dragă Iulia, pentru prezentarea făcută. Cu siguranță ai stârnit interesul viitorilor studenți și elevilor prezenți. Aș vrea să rog pe doamna Povian dacă mai are ceva de adăugat cu privire la Facultatea de Arhitectură. Vă așteptăm cu drag și la orele de pregătire și acolo mai puteți să ne adresați întrebări sau să aflați procedura de admitere de anul acesta. Îi mulțumim mult lui Iulia pentru cuvintele frumoase, chiar m-am bucurat să văd unele imagini din facultate și să revăd studenți și mă bucur cu atât mai mult să văd că și studenții vorbesc de bine de noi. Foști absolvenți, că deja este doamna arhitect, de fapt, nu mai este studentă. Și dacă aveți voi întrebări să ne adresați. Bineînțeles, ne găsiți pe paginile de Facebook, răspundem destul de repede. Ne puteți contacta tot timpul. În regulă. Eu o să vă rog să mai rămâneți câteva minute conectate. Între timp, rog elevii interesați, cei care s-au înscris pentru prezentarea Facultății de Arhitectură, în secțiunea de Q&A sau de chat, să adreseze întrebări dacă este cazul. Până una alta aș vrea să vă mai reamintesc, dragi elevi, că suntem live pe Facebook, suntem live pe YouTube. Târgul VIPED-ul se desfășoară pe platforma smart.upt.ro. În cazul în care nu ați apucat să o vizitați, aș vrea să vă fac în acest moment o prezentare a acestei platforme, să vă introduc puțin printre standuri. Dați-mi voie să fac și eu un share screen. Bun, în regulă. Aceasta este platforma smart.upt.ro, acolo unde noi desfășurăm târgul educațional virtual VIPED-ul. Am reconstruit în variantă digitală și virtuală rectoratul Universității Politehnica. Este vorba de Piața Victoriei numărul 1, pentru cei care nu sunteți din Timișoara. Aceasta este clădirea rectoratului. Iar VIPED-ul se desfășoară în zona de lobby a clădirii. Aici avem prezentate standurile fiecărei facultăți din cadrul Universității Politehnica și dacă tot am discutat și am făcut cunoștință cu Facultatea de Arhitectură, aș vrea să intrăm puțin pe standul Facultății de Arhitectură să vedeți cum arată. În partea stângă
Pentru cei interesați, puteți să accesați oferta educațională pe 2022, puteți să vedeți specializările din cadrul facultății, materiale cu privire la Liga Studențească, pentru, așa cum v-a spus și Iulia, viața de student înseamnă și apartenența și activități împreună cu Liga Studențească, ghidul studentului la Facultatea de Arhitectură, câteva imagini din facultate, un absolvent de top și aș vrea să vă invit să ne uităm puțin la acest filmuleț, să îl urmărim. Astăzi, cum e și parcursul meu profesional în carieră, trebuie să fie adaptabil. Și, practic, Politehnica oferă multe variante. Deci, ai un spectru în care poți să te orientezi în funcție de ceea ce te pricepi și ceea ce îți place. Și știm cu toții că, de fapt, în viitor, meserii o să fie din ce în ce mai dinamice, din ce în ce mai multe și e bine să fii adaptabil. Așa. Mai departe avem și linkul către site-ul Facultății de Arhitectură, vi l-a prezentat și doamnele Povian și doamna Delean mai devreme. Întâlnirile live care s-au încheiat, dar asta nu înseamnă că nu puteți să luați în continuare legătura cu reprezentanții facultății. Toate liniile de comunicare sunt deschise, puteți să comunicați prin intermediul chat-ului, prin intermediul messenger-ului, a secretariatului. Toate liniile sunt deschise pentru orice informație aveți nevoie și, din nou, în partea de jos, link-urile pentru social media. Bun. Dacă sunt întrebări cu privire la Facultatea de Arhitectură, vă rog să le adresați. Dacă nu, mergem mai departe în ceea ce privește desfășurătorul acestei zile și urmează să facem cunoștință cu Facultatea de Științe ale Comunicării. Însă, nu înainte de a vă prezenta standul Facultății de Științe ale Comunicării. Ca și în celelalte standuri, organizarea informației este similară. În partea stângă descoperiți oferta educațională pentru 2022, specializările, Liga Studențească FSC, ghidul studentului la Facultatea de Științe ale Comunicării, imagini din facultate, filmulețul cu absolventul de top, pe care aș vrea să vă rog să îl urmărim. În momentul în care alegeți să fiți traducător sau interpreți, să faceți acest lucru cu pasiune și cu dedicare. Credeți-mă, pe cuvânt, fac lucrul acesta de foarte mulți ani la o mare companie multinațională și nu regret nicio clipă că am ales meseria aceasta. Dacă vă plac limbile străine, fiți curajoși și alegeți această specializare. Va fi bine, vă asigur. Mult succes! Așa, bun. Linkul site-ului Facultății de Științe ale Comunicării și linkurile pentru întâlnirile live care tocmai se desfășoară. Linkurile de social media și modul de comunicare cu Facultatea de Științe ale Comunicării. Pentru cei care sunt, poate au ratat ultimele trei zile sau zilele anterioare, aici puteți să descoperiți fiecare stand este similar și să luați legătura cu fiecare facultate de care sunteți interesați. Bun. Așa. Ne apropiem de 17:30 și aș vrea să vă spun că este o mare plăcere să iau alături de mine pe reprezentanții Facultății de Științe ale Comunicării. Este o mare echipă prezentă, în frunte cu domnul decan Daniel Dejica, doamna prodecan Simona Simon și cadre didactice din cadrul acestei facultăți. Prezentarea va începe la 17:30, însă până atunci am vrut să îi salut pe acești minunați reprezentanți. Bine ați venit! Bună seara. Bine v-am găsit!
Bine v-am găsit. Ana Maria, te rog frumos să preiei tu. Bună seara, v-am regăsit. Ne bucurăm că ne-ați adus împreună de data aceasta într-o manieră nouă, așa cum ne obișnuiește de altfel Universitatea Politehnică an de an, universitate de top, universitate cu care ne mândrim să facem parte din această mare familie. Vă mulțumim pentru oportunitatea de a ne găzdui anul acesta în cadrul acestui târg educațional virtual, la care ne alăturăm cu mare drag și cu bucurie, cu atât mai mult cu cât facultatea noastră împlinește anul acesta 10 ani de existență. Este un eveniment de suflet pentru noi. El se desfășoară, respectiv zilele porților deschise la facultatea noastră se desfășoară sub egida zilelor facultății noastre, care împlinește anul acesta 10 ani. În acest context, sperăm să-i avem alături, ca și în alți ani, pe elevi de la mai multe licee. Rămâne să mai așteptăm câteva minute și sperăm să fi depășit problemele de înregistrare și conectare și să ne fie alături. Mulțumiri încă o dată pentru găzduire. Bun venit colegilor, mă bucur să ne revedem, chiar dacă cu toții ne-am fi dorit să avem o întâlnire în format fizic, așa cum ducem dorul zilelor porților deschise. Mă bucur să vă revăd pe această cale. Bun venit, domnule decan, bun venit, doamna prodecan, bun venit, dragi colegi. Așteptăm încă câteva minute să ni se alăture colegii și elevii de la licee și vom da în curând cuvântul domnului decan pentru salutul pe care rugăm să-l transmită participanților. Mulțumim de asemenea colegilor care ne-au sprijinit în realizarea acestor întâlniri și în realizarea paginii noastre în cazul acestui târg. Doamna Victoria Ciocotă, multe mulțumiri și pentru e-mail-urile de ajutor și pentru tot suportul dumneavoastră și al colegilor în vederea pregătirii acestui eveniment. Cu multă plăcere. Aș dori să completez și eu și să menționez că, într-adevăr, sunt practic două evenimente. Această zi ne regăsește cu două evenimente. Avem și târgul educațional VIPEDU, dar în același timp sărbătorim zilele porților deschise în cadrul Facultății de Științe ale Comunicării. Practic este dublu eveniment în acest moment, este o zi importantă, de aceea suntem într-o formulă atât de extinsă. Da, așteptăm să se conecteze elevii invitați de la liceele invitate. Între timp, dacă se poate, așa pentru cei prezenți, restul persoanelor să ne spuneți câte un cuvânt fiecare. Un salut, dacă se poate. Domnul decan? Bună seara tuturor! Ne face o plăcere deosebită să participăm la acest eveniment. Eu personal mă aduc cu mare plăcere aminte de zilele în care umpleam auditorium maximum, cum îmi place mie să-i spun, auditorium maximum al Universității Politehnică Timișoara, în sala de conferințe, cu peste 300 de elevi de la majoritatea liceelor din Timișoara și din orașele apropiate. Dar iată că universitatea noastră, fiind o universitate de top, de prim rang, știe să se adapteze tuturor condițiilor și deja este a doua oară când organizează un astfel de eveniment de succes la care sperăm noi să participe cât mai mulți elevi. Bineînțeles, însoțiți și de colegii noștri, cadrele didactice din învățământul liceal. Le mulțumesc încă de pe acum tuturor participanților. Sper că această prezentare să îi ajute în decizia lor dificilă de a se hotărâ cu privire la viitorul lor, pentru că oferta din mediul universitar este destul de bogată, atât în țară cât și în străinătate. Și nu pot să sper decât că vor alege universitatea noastră și vor alege facultatea noastră. Îi invit să rămână prezenți pe parcursul întregii prezentări, de fapt vor fi trei prezentări. Vom începe cu o prezentare a facultății noastre, ținută de doamna prodecan Simona Simon,
cu sprijinul colegelor noastre, Andreea Pele și doamnei Ana Maria Dascălu Romițan, pe care ați cunoscut-o deja, după care vom intra în două prezentări mult mai tematice, mai focusate. Vom încerca să prezentăm tuturor celor interesați ce înseamnă comunicarea și ce înseamnă traducerea. Sunt, de fapt, cele două direcții principale de studiu și de cercetare de la facultatea noastră. Vă mulțumesc încă o dată, dragi colegi, vă mulțumesc, dragi colegi din Universitatea Politehnică Timișoara, doamnei Victoria Cociotă, care nu ezit niciodată să reamintesc acest lucru. Noi suntem mândri că este o absolventă a facultății noastre, este un produs al facultății noastre în calitate ei de director al Departamentului de Comunicare și Imagine. Mulțumesc echipei pe care o conduce, pentru că iată că fac un proiect foarte reușit. Încă o dată vă urez cu tuturor o seară cât mai plăcută în compania noastră. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Doamna prodecan, un salut dacă aveți pentru noi înainte de a merge mai departe. Eu doresc să le urez bun venit elevilor, mulțumiri tuturor colegilor care, ca și în alte, cu alte ocazii, ne sprijină din toate părțile pentru a duce la bun sfârșit tot soiul de activități, sperăm noi, pe gustul elevilor. Suntem o echipă foarte dinamică și foarte gata să venim în sprijinul viitorilor studenți și a studenților pentru a aduce cel mai bună ofertă educațională care să ajute la completarea unui profil profesional de excepție. Mă bucur să vă întâlnesc astăzi, atât pe colegi cât și pe invitații noștri și abia aștept să vă fac prezentarea facultății. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Dragomir, dacă ne salutați și dumneavoastră. Bună seara! Da, vă salut și eu. Acum mă gândeam câte absolvente de la comunicare avem aici în direct și mă gândeam că sunt vreo 3 absolvente de la comunicare și le salut în primul rând pe cele 3 absolvente, începând cu tine, Victoria. Mulțumesc! Da, și continuând cu Adina Palea și Cristina Enea. Îi salut și pe colegii mei, pe Daniel Dejica, pe Simona Șimon, pe Andreea Pele, pe Ana Maria Dascălu și pe cei care sunt în spatele, chestiilor tehnice de transmitere. Granelor noastre. Așa. Și salut și pe colegii de la arhitectură. Colega noastră Cristina Povian a fost și la noi la Departamentul de Pregătire Didactică, așa că le putem povesti și despre pregătirea didactică elevilor care sunt în direct cu noi și viitori studenți. E 5:31, probabil că e bine să tac să vorbească. Da, este 15:31. Mai rugăm pe Adina și pe Andreea să ne salute. A tuturor, dragi colegi, dragi studenți, mă bucur să mă uit și să par încă un cadru didactic tânăr, chiar dacă anii trec. Așa că mă consider foarte apropiată de voi, de elevi, și când îmi vine rândul să vorbesc, poate vă și conving de asta. Mulțumim, mulțumim. Andreea? Bună seara tuturor. Îmi pare bine ca să vă văd, să vă întâlnesc. Doresc să salut echipa de organizare, de asemenea Victorie, pentru tot efortul. Și eu să-mi salut fosta studentă, Cristina Enea, care ne bucurăm foarte, foarte, foarte mult că s-a alăturat echipei care organizează acest eveniment. Baftă multă în continuare și sper că veți afla lucruri care să vă inspire ca în vară să vă înscrieți la noi la facultate. Mulțumesc mult! Și eu vă mulțumesc! În regulă, din acest moment... Da. Mulțumim, Victoria! Mulțumim, doamnelor profesoare,
care ne sunt alături încă de la alte ediții și care au dat startul și saluturilor în chatul nostru. După cum spuneam, e destul de greu pentru noi pentru că nu avem, apropo de comunicare, contactul vizual cu dumneavoastră, stimate cadre didactice, și cu voi, dragi elevi. Bună seara încă o dată tuturor! Ne bucurăm că ne sunteți alături și la acest eveniment și ne bucurăm și vă mulțumim și pentru mesajele din chat care ne ajută să ne dăm seama că chiar sunteți aici cu noi și la acest eveniment virtual. După cum spuneam și mai devreme, ducem cu toții dorul întâlnirilor fizice și sperăm, domnul decan ne-a promis deja că se plănuiește pentru primăvară un alt eveniment de suflet al facultății noastre și anume Olimpiadele Comunicării, la care sperăm să avem ocazia din nou să ne revedem fizic. Până atunci, încă o dată, bună seara tuturor! Le mulțumim gazdelor noastre că au făcut posibilă această întâlnire în cadrul târgului virtual EDU-UPT. Mulțumiri tuturor participanților, mulțumiri cadrelor didactice care ne-au ajutat să, apropo de medierea comunicării, să găsim și în această perioadă grea contactul cu elevii. Mulțumim pentru sprijin. Încă o dată, bun venit tuturor! Aș dori să dau cuvântul din partea facultății noastre domnului profesor dr. Daniel Dejica Carciș, decanul facultății noastre, care va transmite un cuvânt de salut. Bună seara, dragi participanți, dragi elevi, dragi colegi din mediul liceal, învățământul preuniversitar. Dați-mi voie să vă adresez din nou un cuvânt de bun venit la Politehnică, de bun venit la, la facultatea noastră, Facultatea de Științe ale Comunicării. Ne bucurăm că avem ocazia să ne deschidem porțile și cu această ocazie, iată, de data aceasta deschidem porțile virtual. Mi-aduc aminte cu plăcere, așa cum s-a menționat aici anterior, de lunile noiembrie, pentru că noi în luna noiembrie în fiecare an aniversăm facultatea noastră și mă duc aminte cu plăcere de acele evenimente la care participau peste 300 de elevi de la majoritatea liceelor din Timișoara, din județ sau din județele apropiate. Nu pot decât să sper că în scurt timp, poate chiar în această primăvară, dacă nu, sperăm că din toamna viitoare vom deschide porțile și fizic la astfel de evenimente la care aveți ocazia să ne cunoașteți mai bine. Aveți ocazia să ne cunoașteți atât pe noi, cadrele didactice, cât și pe, sperăm noi, colegii voștri din anii mai mari, pe studenți, pe reprezentanții ligii, studenților de la Facultatea de Științe ale Comunicării și, bineînțeles, să participați la evenimentele pe care le organizăm. Atât am vrut să spun. Astăzi avem trei prezentări pregătite pentru voi, dragi elevi. Sperăm să le urmăriți cu interes și sperăm să vă formați o părere cât mai clară cu privire la ce facem noi aici la Facultatea de Științe ale Comunicării. Vă doresc o seară cât mai plăcută. Ne dorim în același timp să fie un eveniment interactiv, așa că vă rog frumos să nu aveți nicio reținere și să ne adresați întrebări în zona de chat. Mulțumesc. Mulțumim, domnule decan. În continuare, o rugăm pe doamna prodecan, conferențiar universitar, dr. Simona Simon, să ne adreseze câteva cuvinte și să ne prezinte atelierul interactiv despre facultatea noastră. Bună seara! Mă bucur să ne aflăm, să ne întâlnim, chiar dacă nu ne și vedem, măcar poate încet ne cunoaștem mai bine. Mă bucur să ne vedem cu ocazia acesta de prezentare a facultății noastre. Eu v-aș întreba, vă place să comunicați în limba română, în limbi străine? Vă place să vă jucați cu cuvintele? Vă place să interacționați cu oamenii? Vă place să interacționați cu softurile? Atunci găsiți de toate câte un pic și la facultatea noastră. Facultatea noastră are două specializări la ciclul de licență, științe, facultatea de specializarea comunicare și relații publice și specializarea de traducere și interpretare.
Astea sunt formele de învățământ față în față, de învățământ cu frecvență. Dar avem și pentru cei care sunt foarte ocupați și doresc să meargă la, să-și iau un serviciu full-time și să aloce timp școlii doar în weekend, avem învățământul la distanță, comunicare și relații publice, este specializarea pe care o oferim pe perioada de weekend, ca să zicem așa. Dacă sunteți deja absolvenți a unei specializări de licență, fie din cadrul Universității Politehnica, fie din cadrul altei universități, puteți urma unul din ciclurile de master pe care le avem. Avem două specializări, ambele în domeniul comunicării, comunicare relații publice și media digitală și comunicare în afaceri. Ce învățați? Cum spuneam, învățați foarte mult să utilizați în primul rând limba, dar și tot soiul de instrumente un pic mai tehnice, fără de care nu putem, dar nu le învățăm acum ca ingineri, ca nu suntem o specializare inginerească, nu suntem o facultate inginerească, ci o facultate cu un profil socio-uman. Deci nu trebuie să vă speriați în sensul ăsta. Dar un pic de tehnică vine în sprijinul nostru în viața contemporană, după cum vedem, și în momentul de față recurgem la anumite instrumente tehnice pentru a putea să interacționăm în formatul actual. Așadar, dacă vă hotărâți pe comunicare și relații publice, aici este doar o mică selecție din ce veți studia, comunicare orală și scrisă în contexte profesionale în limba română, în limba engleză, sociologia opiniei publice, gramatică comunicativă în limba engleză. Veți studia chiar încă o limbă, și anume puteți opta între franceză și germană. Gândire critică, psihologia educației, fundamente ale științelor comunicării, introducere în mass media, publicitate, comunicare în limbaje specializate, în limba engleză, etica și deontologia comunicării. Veți învăța tot soiul de artificii și tehnici de a concepe un discurs coerent și de a avea efectul pe care doriți asupra publicului pe care îl vizați. Deci veți învăța foarte multe lucruri interesante. Veți învăța lucruri despre comportamentul consumatorului, despre tot soiul de informații referitoare la organizațiile și instituțiile în care puteți activa sau cu care puteți colabora. Deci foarte, foarte multe lucruri interesante și nu în ultimul rând veți învăța și cum să utilizați tot soiul de instrumente de lucru care vin din zona tehnică. Aici mai aveți iarăși o listă, o continuare a listei anterioare de posibile discipline pe care unele sunt, pe unele le puteți alege, unele sunt obligatorii, depinde de pachetul pe care îl veți vedea. Veți avea foarte multe discipline care vor trata comunicarea din perspectivă interculturală, multiculturală, ceea ce este un plus în contextul actual al unei societăți globale. La traducere și interpretare, veți lucra cu două limbi, respectiv fie engleză-germană, fie engleză și franceză, evident și limba română pe lângă, că avem și discipline în limba română, dar majoritatea dintre ele sunt predate în limba, fie în engleză, fie în franceză, respectiv germană. Și aici avem pe lângă discipline care vizează dezvoltarea competențelor lingvistice în ceea ce privește gramatica, exprimarea scrisă, exprimarea orală, la nivel general, avem și discipline specializate care vizează dezvoltarea voastră profesională, da? Teoria și practica traducerii, interpretare, limbă străină contemporană, cultură și civilizație, cum spuneam, ambele specializări cu un foarte mare accent pe comunicarea într-un context larg, cultural, multicultural, intercultural și așa mai departe. Nici aici nu neglijăm aspectul tehnic care este necesar în societatea contemporană și veți utiliza, veți învăța cum să utilizați calculatorul
în vederea găsirii celor mai bune soluții de traducere și chiar și de interpretare. Veți mai studia discipline la fel ca și colegii de la comunicare și relații publice, care au legătură cu producerea, conceperea unui discurs coerent. La ce aspecte trebuie să fiți atenți, mai ales când traduceți și interpretați. Deci, aceleași discipline, dar aplicate pe profesia pe care v-ați ales-o voi. Acum, poate că ar fi interesant de știut, dacă voi știți ce înseamnă interpretare în contextul în care traducerea, vedeți combinația aceasta de cuvinte, traducere și interpretare. Interpretare nu se referă la interpretarea în sensul larg, ci la traducerea orală a oricărui tip de discurs. Da? Deci traducere este un termen deja specializat pentru traducerea scrisă, iar interpretarea este specializată în contextul acesta pe traducerea orală. Da? Deci asta veți învăța, să dobândiți abilități care să vă dea posibilitatea să realizați traduceri scrise și traduceri orale, interpretări, da? La un nivel foarte bun, care să vă dea satisfacția profesională pe care o vizați. După cum vedeți, traducerile sunt realizate în domenii specializate cu mare căutare pe piață, traducere tehnică, economică, administrativă, juridică și, evident, și traducere generală. Care sunt perspectivele de angajare ale studenților care absolvă un ciclu de licență la una din specializările noastre? În cazul cel absolvenților de comunicare și relații publice, aceștia au posibilitatea de a se angaja ca specialiști în relații publice, specialist în comunicare, consultant în relații publice, specialist în relații sociale, mediator, consultant media, purtător de cuvânt, organizator de evenimente și târguri, expoziții, assistant manager, referent relații externe, referent afaceri europene, referent specialist de marketing, pentru că, după cum spuneam, aceștia au și discipline care au legătură cu publicitatea, cu marketingul, cu zona aceasta economică. În cazul absolvenților de traducere și interpretare, aceștia pot să găsească de lucru ca traducător generalist, corector birou traduceri, redacție, ziar, editură, televiziune, consultant lingvist, specialist terminolog, interpret, cercetător de profil, subtitrator, tehnoredactor, asistent tehnoredactare și editare traduceri. Dacă veți opta pentru noi, noi sperăm totuși anul viitor să începem învățământul față în față. Avem la dispoziție dotări care se ridică la orice standarde internaționale, naționale. Avem amfiteatre, săli de seminar, laborator lingvistic, chiar laborator de calculatoare, laborator de interpretare, altă sală de seminar, activitățile cu studenții. Facultatea noastră are un colectiv foarte doritor să vină cu soluții educative foarte creative și cât mai și interactive și cât mai pe placul vostru. Iar în urma acestui dialog pe care îl avem cu voi în fiecare an, realizăm foarte multe activități. Proiecte, seminare și cercuri științifice studențești, prezentări, workshop-uri tematice, vizite în instituții administrative și în instituții culturale, vizite în firme și companii, programe de practică, traininguri în firme și companii, programe de formare profesională, participare la evenimente, participare la concursuri internaționale, participare la școli de vară și așa mai departe. Dacă accesați site-ul facultății noastre, veți găsi o rubrică
unde vedeți retrospectiva fiecărui an universitar și sunt prezente și descrise o mulțime, la fel și pe pagina de Facebook, sunt descrise o mulțime de ateliere, activități extracurriculare, dar care totuși vin în sprijinul dezvoltării voastre profesionale, sunt descrise la cele două secțiuni, cum spuneam, pe pagina Facultății de Științe ale Comunicării și pe pagina de Facebook, găsiți retrospectiva anului academic pe care îl căutați. Pentru că în sistemul universitar românesc există obligativitatea și este o bună obligativitate de a realiza practică profesională pe parcursul anilor de studii. Facultatea noastră vine în sprijinul studenților, nu numai consiliindu-i în acest sens, dar și organizând un eveniment, dar nu numai, pentru că și în afara acestui eveniment, studenții beneficiază de consiliere și sprijin în găsirea celor mai bune oportunități de practică, practica profesională fiind, de fapt, primul vostru pas în viața reală din profesia pe care v-ați ales-o și aveți posibilitatea de a testa diferite direcții din profesia respectivă, tocmai pentru a vă da seama mai bine ce vi s-ar potrivi cel mai mult și ce vi-ar place cel mai mult să faceți din paleta largă de oferte și de posibilități pe care vi le oferă cele două specializări. În cadrul evenimentului sunt invitați foarte mulți parteneri de practică pe care avem și care sunt deschiși spre o colaborare și spre a vă sprijini în a vă descoperi din punct de vedere profesional. De asemenea, Universitatea noastră și Facultatea de Științe ale Comunicării sprijină mobilitățile internaționale, pentru că, după cum spuneam, trăim într-o societate globală, nu mai putem reacționa doar local, ci trebuie să învățăm să gândim și să acționăm la nivel global. Așa că interacțiunea cu alte culturi, cu alte culturi instituționale, academice, de diverse tipuri, nu fac decât să fie un plus în dezvoltarea voastră profesională. Așadar, vă sprijinim în a găsi parteneriatul ideal pentru voi, pentru a merge și a experimenta o experiență, a experimenta un stagiu de studii în străinătate. Și avem, după cum vedeți, o gamă largă de oferte în Belgia, în Franța, în Germania, în Italia, în Letonia, Lituania, Macedonia, Slovenia, Spania, Ungaria, Italia, Portugalia. Avem foarte multe colaborări, nici nu sunt toate trecute pe prezentare, cu foarte multe universități care sunt puse la dispoziție pentru a merge și a studia un semestru sau două în altă țară și a gusta un picuț din cultura locului respectiv. În afară de acțiunile deja descrise, avem și acțiuni cu caracter cultural și cu deschidere către mediul socio-profesional. Este vorba de o relație foarte strânsă cu Centrul Cultural German și Institutul Francez din Timișoara, cu care avem în mod constant o colaborare foarte apropiată și care vine spre a va aduce un plus de interes pentru culturile și limbile respective. Nu știu de ce mi s-a blocat. Bun. În afară de acest lucru, avem în cadrul Universității Politehnica, există un centru de consiliere și orientare în carieră
care este foarte apropiat nouă. Foarte mulți dintre studenții noștri merg și sprijină toate activitățile și evenimentele care se desfășoară în cadrul universității, cunoscând în acest fel și multe oportunități de dezvoltare profesională ulterioară, prin contactul direct cu firmele, mai ales din Timișoara și din regiune. Studenții care participă și sunt activi la Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră participă și la organizarea Zilelor Cariere, un eveniment care poate vă este cunoscut. Se organizează de două ori pe an, toamna și primăvara. Firme din zonă vin și își prezintă oferta de angajare sau de practică pe care o au pentru studenții universității noastre. Alte evenimente interesante sunt și cu caracter sportiv. Alergătura este unul dintre ele. Universitatea noastră și facultatea noastră se bucură să sprijine activitățile sportive care, evident, sunt doar în beneficiul sănătății noastre, pentru că știm, o minte sănătoasă își are locul doar într-un trup sănătos. Dragi studenți, Liga FSC este locul unde colaborați și vă întâlniți cu colegii de la alte specializări pentru a găsi soluții tuturor problemelor, dar nu numai, și pentru a organiza diverse activități care vin în interesul vostru la un anumit moment. Universitatea noastră, știți că are una dintre cele mai frumoase și mai dotate biblioteci din țară. Avem spații de cazare moderne, baze sportive, asta presupun că deja știți, că avem două baze sportive dotate la standarde înalte. Restaurante universitare pentru cei care vin din afara Timișoarei, dar și pentru cei din Timișoara care poate au o zi lungă de cursuri sau doresc să lucreze cu studenții, cu colegii și mai la bibliotecă și doresc să beneficieze de masă caldă la prețuri extraordinar de accesibile. Concursuri, participăm studenții noștri participă la concursuri studențești, dar și voi, dragi elevi, sunteți așteptați să participați la concursul de idei și creativitate menționat de colega noastră, Ana Maria Dascălu, și anume Olimpiadele Comunicării, care va avea loc în primăvară. Informații veți găsi, evident, pe pagina de Facebook și pe pagina Facultății de Științe ale Comunicării. Dragi elevi, dragi poate și studenți care sunteți interesați de facultatea noastră, vă așteptăm cu mare drag și cu mare nerăbdare să vă cunoaștem la Facultatea de Științe ale Comunicării din cadrul Universității Politehnica. Vă mulțumesc și opresc partajarea ecranului. Dacă sunt întrebări, le vom răspunde în chat. Mulțumim mult, doamnei prodecan Simona Simon. După cum spunea și dânsa, vă rugăm să nu ezitați să adresați întrebările dumneavoastră. După cum ați văzut, apropo de comunicare, este un alt tip de interacțiune și un alt tip de comunicare în cadrul acestui târg virtual, dar după cum văd din chat, v-ați obișnuit rapid și nu cred că există probleme din acest punct de vedere. De aceea vă rugăm, dacă sunt întrebări legate de această primă parte pe care ne-a prezentat-o doamna prodecan, să nu ezitați să treceți întrebările dumneavoastră în chat. Mulțumim! În continuare, le dăm cuvântul colegilor noștri, conferențiar universitar dr. Gabriel Mucurel Dragomir și doamnei lector universitar dr. Adina Palea,
care ne vor susține următorul atelier pe o temă extrem de interesantă și strâns legată de profilul facultății noastre, și anume ce este comunicarea. Dragi colegi, vă rog să dați startul acestui atelier mult așteptat. Mulțumim, Ana Maria. Doamnă profesor Dragomir, nu vă auziți. Microfonul. Da, se pare că m-am emoționat mai mult decât trebuie. Bună seara, acum am auzit sau nu m-am auzit, ca să știu. Da, 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 te auzim. Da, da, se aude, se aude. Bun. Ideea era că dacă ar fi fost vorba de un atelier interactiv în sensul lui clasic, ar fi presupus ca să ne vedem cu elevii față în față sau cu cei cu care interacționăm, așa că atelierul va fi interactiv între mine și colega Adina Palea. De data asta eu voi fi nu și ea va fi da. Adică în prima parte eu voi prezenta ce nu este comunicarea, și după aceea voi avea o sesiune interactivă cu Adina legată de ce ar putea să însemne comunicare, având în vedere că ea este absolventa noastră de comunicare și relații publice. Pentru seara aceasta aș vrea să mă opresc asupra două așa zise concepte, dar în același timp sunt niște cuvinte foarte uzuale care stau pe buzele tuturor, fiind vorba și de o perioadă cu foarte multe restricții. Auzim totdeauna de fake news sau de zvonuri și plus că mai auzim și de manipulări de tot fel. Ei bine, dacă ar fi să vorbim despre zvonul, el este preluat ca o știre, ca o informație, adică este luată ca drept adevărată, fără să ai prea multe posibilități să îi verifici corectitudinea. La ce ne ajută? Păi ne ajută să ne ducem tensiunea necunoașterii noastre și pe de altă parte ne ajută să ne explicăm anumite situații. Evident că zvonurile circulă depinzând foarte mult de cei care le colportează, adică de personalitatea celor care transmit aceste lucruri, aceste informații, de anumite contexte sociale, cât și de nevoile oamenilor. Deci până la urmă depinde de om și de mediu. De ce circulă sau care ar fi condițiile pe circulația zvonurilor? În primul rând că ele să fie credibile și dacă ar fi să citesc pe un fost șef de la serviciu de informații externe, dacă faci în așa fel încât o știre să fie foarte fin apropiată de adevăr, dar în același timp să fie și, deci să fie și super credibilă și falsă în același timp, ea circulă cu o repeziciune foarte mare. De asemenea, cum se nasc zvonurile? Noi aici cităm un cercetător, Jean-Noël Kapferer, un specialist în persuasiune, care ne spune că există mai multe cauze sau mai mulți factori care le generează. Experți, confidențe, fapte îngrijorătoare, mărturii, închipuiri, mituri fluctuare, neînțelegeri, manipulări sau anumite interese. Evident că nu o să intru acum în tot spectacolul ăsta al exemplelor, dar pentru întâlnirea din seara asta am să vă prezint o situație de închipuire pe care am trăit-o pe vremea când eram profesor într-o școală gimnazială din Timișoara, în care la un moment dat a circulat un zvon în școală că elevii au găsit în toaleta pe care o foloseau profesorii un avorton. Și lucrurile n-ar fi fost așa de complicate dacă nu ajungeam la procuratură, dacă nu ajungeam să invităm și poliția, dacă nu apărea și ancheta, interviuri în rândul profesorilor, elevilor și așa mai departe. Acum trebuie să prezint puțin contextul ca să înțelegem oare de ce s-o fi întâmplat asta.
Elevii în pauze aveau, bineînțeles, tot felul de curiozități, iar pe vremea aceea, în curtea școlii, exista o așa numită ghenă, bladă de gunoi, pe care o foloseau și cei care stăteau la blocurile din preajma școlii. Și văzuseră acolo probabil niște oase de pui. Și ei spuneau, au fost în mintea lor, că sunt oase de copii, că au fost arși, că au fost ce știu eu ce, a fost în mintea lor și de acolo zvonul mai departe a fost îmbogățit de mintea proaspătă a elevilor și culmea este că așa cum oamenii înjură de ce nu ating, tot așa vorbesc de ce nu văd ei cu ochii lor câteodată și preiau de la alții. Adică, în primul rând, că în toaleta profesorului nu prea ajungeau, așa cum era poziționată în școală, nu prea ajungeau acolo, dar bineînțeles că profesorul fiind o persoană importantă în școală, atunci vina trebuia dată cumva pe profesor. În final s-a făcut anchetă și s-a ajuns la concluzia că de fapt erau niște oase de pui și că a fost chiar un zvon, o închipuire de fapt a unor elevi. După cum în Timișoara, fiind noi în urmă cu câțiva ani, apărea un mit fluctuant al seringii care era infestată nu cu COVID, ci cu virusul HIV și care pe perioada iernii circula de la răufăcători care aveau seringi și administrau tot felul de injecții de genul acesta. Adică ideea este că zvonurile circulă liber, alături de știri adevărate, important este să știm să le decelăm. Deci ăsta nu este comunicare, prima, să zicem, chestiune. Restul vă lăsăm să veniți la noi la facultate, să depistați și alte cauze ale zvonurilor. De asemenea, ce nu ar mai fi zvon? Manipulările. Ce e manipulare? Toată lumea e interesată de manipulare, dar nu neapărat ca să se apere, ci ca să-i manipuleze pe alții. Manipularea este acțiunea prin care încerci să-i convinzi pe ceilalți să acționeze într-o anumită direcție dorită de tine, fără ca aceia să fie conștienți că sunt manipulați. Și avem de la variantele cele mai mici până la variantele cele mai complicate. Dacă ar fi să vorbesc aici de manipulările mici, o să vă dau un exemplu pe care l-ați întâlnit probabil în piață, când mergeți și în piața în care vi se cere un preț pe diferite produse, de exemplu piața de vechituri, și dacă plecați imediat din fața comerciantului respectiv și poate strigă după voi, atunci este posibil să cumpărați produsul respectiv. Asta este un tip de manipulare de tip ușa în față. Ceri un preț mare ca după aceea să-l obții pe cei pe care l-ai dorit. După cum o manipulare mică poate fi făcută și într-un alt sens, spune că noi putem să-i manipulăm pe ceilalți oferindu-le flori, pixuri, cadouri, vinuri și așa mai departe, când de fapt noi folosim așa numita tehnică de manipulare a piciorului în ușă, în care vrem să deschidem, să zicem, o anumită portiță, după care să obținem ceea ce ne dorim noi. Acum, în timpul pe care l-am avut eu la dispoziție, am încercat să vă spun ce nu este comunicarea. Acum, o rog pe Adina, dacă se poate, să mă ajute ea să-mi explice și să ne explice ce este comunicarea. Adică, pentru început, dragă Adina, cum ai ajuns tu la Facultatea de Comunicare și Relații Publice? Pentru că pe vremea când eu eram student nu era această specializare și nu știam că o să ajung vreodată profesor la această facultate și la această specializare. Deci, Adina, te rog. Eu sunt cobaiul în seara aceasta pentru că am fost în situația voastră, dragi elevi. A trebuit să aleg o direcție, un viitor și am ales Facultatea de Științe ale Comunicării. Mai exact, specializarea de comunicare și relații publice. Am ales-o pentru că mi-a plăcut să încerc ceea ce nu știu exact, să accept provocările și să pornesc pe un drum care știam că este nou.
era foarte la început această specializare, în urmă cu 14 ani, de fapt 14 și cu 4 sunt chiar 18 ani, da? Ca să lămurim niște vârste, dar a fost o alegere extraordinară care mi-a deschis nenumărate oportunități. Și a fost pe principiul, haide să încercăm ce e nou, pentru că vom avea probabil surprize plăcute. Și ce ai descoperit până la urmă? Deci era o chestie nouă, am înțeles, ai venit, ce ai descoperit? Am descoperit un colectiv dedicat și a fost o reală onoare să devin parte a acestui colectiv. Am descoperit că am ales bine și am prins un trend, iar oportunitățile pe care ți le oferă această facultate sunt extraordinare. Eu cred că în momentul de față nici nu mai aveți nevoie să fiți lămuriți despre criză, de exemplu, și comunicarea de criză. Traversăm împreună timpuri complicate, dar vedem importanța informației, a informației corecte și a gestionării profesionale și profesioniste a situațiilor de criză. Din nefericire, trăim în mijlocul multor exemple negative. Dar voi sunteți cei care veți fi pregătiți să faceți față la un cu totul alt nivel unor astfel de încercări. Pot să spun că dintre provocările alegerii acestei facultăți este să explici unora ce faci. Ei, printre altele, vi s-a ușurat munca cu acest COVID, care, odată ce faceți referire la situații de criză, va face pentru toată lumea o parte din activitatea voastră să fie destul de ușor înțeleasă și mai ales apreciată. Și apropo de efectele comunicării în situații de criză, dacă mă lași puțin Adina să explic, o chestiune pe care toată lumea a trăit-o, în vară, Ministrul Educației a spus că școala se va desfășura față în față dacă avem rata de infectare sub 6 la mie. De atât de multe ori a repetat acest procent, încât toată lumea a zis, domne, sigur este o explicație științifică în spate. Până la urmă s-a dovedit că de fapt era o convenție, dar pentru că li s-a repetat acea informație de foarte multe ori, oamenii au presupus-o ca fiind adevărată, o trăiau și chiar dacă li s-a explicat, ei considerau, domne, dacă este sub 6 la mie, putem să mergem față în față la școală. Dacă este peste 6 la mie, atunci ar trebui să stăm acasă. Școala ar trebui să se desfășoare în online. Nu erau vorba de parametri. Apropo de ce înseamnă comunicare, ce înseamnă repetarea mesajului până când el se însușește, fără ca omul să fie neapărat conștient că a făcut acest pas și a intrat în mintea sa. Adina, revenind acum la discuția noastră, ai avut satisfacții? Ne poți da câteva exemple de satisfacții din profesia ta? Ai și exemple. Acum mi-e pare rău că în direct cu noi nu este și Victoria și Cristina, ele nu se văd. Dar poate ne dai câteva exemple, că ai, cred că, destule. Mă, ca să glumesc, în cariera didactică sau în cariera de specialist în relații publice? Nu, cea de corelaționist acum, hai să... Păi, una dintre marile satisfacții este construirea Departamentului de Comunicare și Imagine al Universității. Și dincolo de schimbarea pe care împreună cu colegii din conducerea universității am produs-o, pot să spun că o altă mare satisfacție este construirea unei echipe de profesioniști, majoritatea absolvenți din diferite generații ai acestei facultăți. Și n-a fost o discriminare, ci a fost o alegere asumată, întrucât evident că vei căuta să colaborezi cu persoane pe care le cunoști, pe care le apreciezi deja și care la rândul lor sunt atașate emoțional de ceea ce vă spun și, dragi elevi, abia aștept să descoperiți. Politehnica te face să te îndrăgostești de ea. Și asta poate să vă spună oricare dintre cei care lucrează pentru Departamentul de Imagine al Universității și în același timp toți cei care, hai să-mi zic toți, dar majoritatea celor care au fost în băncile acestei universități. Sper să nu-l parafrazez pe Liceanu acum și să-mi spui că este o iubire de care se poate și muri acum. Te rog, deci sper să n-ajungem la situația asta în care să ne îndrăgostim de Politehnică să și murim, deci... Totuși cu măsură. Deci... Eu cred că tinerii știu să-și trăiască iubirile. Așa că să nu intrăm în zona asta.
Cum ne spunea și Maiorescu, măsura în toate. Avem multe de învățat de la tineri, poate de multe ori ei știu mai bine care este măsura. Adina, apropo de copiii tăi dragi, cred că și ei îți dau inspirație în acest context de multe ori, pentru că multe lucruri se schimbă în acest context și prin prisma copiilor, respectiv a tinerilor, a elevilor. Da, și, de exemplu, firma de consultanță în comunicare pe care am deschis-o are un logo făcut la recomandarea fiicei. Deci e un fel de unicorn. Avem aripi, zburăm și am crezut în visul ei, care probabil e și visul meu. Și uite așa, da, țin cont de generații foarte tinere în deciziile pe care le iau. Să nu uiți că unicornul ăla poate însemna mai multe și poate vrem și noi să ne aprovizionăm de la unicornul ăla, așa că... Magie, păi da. Dar obstacole n-ai avut, ai avut doar lucruri fascinante, ai construit drumuri, văd că ai construit departament de comunicare și imagine, acum vorbești că împreună cu fiica ai deschis firma, dar obstacole n-ai avut, totul a fost așa minunat la tine. Obstacolele sunt o problemă de percepție. Am înțeles. Deci la tine e o chestie așa de perspectivă. Acum, ca să fac un compliment care este real și care poate să fie susținut de oricine are ocazia să ne cunoască mai aproape, mai de aproape, nu prea poți să ai obstacole când întâlnești oameni extraordinari. E doar un parcurs. Și dificultățile care evident că apar, că sunt inerente vieții, dacă nu ne așteptăm la ele, ne pregătim pentru eșec. Dar eu nu le numesc obstacole, pentru că, așa cum spuneam, e o problemă de percepție și am reușit, dacă nu în momentul ăla, cel puțin foarte repede să văd în orice obstacol un pas înainte. Aș putea să dau multe exemple, dacă ar devine prea personal. Am înțeles. Dar nu au fost... Uite, un aspect interesant. Nu e ușor să treci din bancă la catedră și nu e ușor să ai colegi foștii tăi profesori. Și totuși, pentru mine a fost ușor datorită vouă, celor care m-ați ajutat să fac această tranziție într-un mod foarte firesc. Adică te-am învățat să ne apelez la pertu, nu? Asta a fost cel mai mare obstacol. Da, deci asta a fost prof, chestia doctor, că acum vorbim la pertu, nu? Și înainte era cu domn profesor, doamna profesoară, chestia bună. Am priceput. Deci te-am ajutat să fii pe picioarele tale. Adina, domnul conferențiar, așa este. Ce tendințe vezi tu în domeniu și, bineînțeles, ce recomandări le-ai da elevilor viitori studenți legate de acest domeniu? Păi, tendințele cred că lor le sunt evidente, chiar dacă nu sunt specialiști. Tendințele în zona comunicării sunt tocmai în zona mutării spre o parte mai tehnică. Orice abilități de utilizare a platformelor sociale, a platformelor încă neinventate și tot ce poate va veni odată cu metaversul, reprezintă avantaje. De asemenea, pot să vă spun că abilități grafice sunt deosebit de apreciate în ultimul timp. Esența reprezintă în continuare abilitatea de a vorbi și scrie corect. Dar orice alte abilități suplimentare reprezintă un mare avantaj. Și mai vreau să spun ceva. Ceea ce învățăm noi aici la comunicare se numesc în mare parte competențe din zona soft skills. Ei, acest lucru s-a schimbat și există o întreagă discuție, asta spun elevilor, că știu că voi știți, ca ele să nu se mai numească soft skills, ci essential skills. Și dacă veți avea vreodată curiozitatea să vă uitați cum arată orice anunț de job, veți vedea că procentul acestor abilități de comunicare și relaționare crește. Ce înseamnă asta? Înseamnă că indiferent unde vă va duce viața, ce învățați la această facultate vă va fi util. Că deveniți antreprenori și învățați să vă promovați mai bine și învățați să vă vindeți serviciile și nu plătiți pe altul ca să ajungeți să aveți succes. Că ajungeți să lucrați în orice companie, în orice domeniu, de la marketing, resurse umane și, bineînțeles, comunicare, PR în stare pură, aveți nenumărate avantaje dobândind abilitățile pe care noi vă ajutăm să le dobândiți pe parcursul anilor de studiu. Dacă îmi permiți doar să te completez, faptul că avem șomeri în ziua de astăzi, unii dintre ei sunt șomeri pentru că nu au aceste competențe sociale, adică competența de a comunica, de a relaționa cu ceilalți,
de a face parte din grupuri. Acum, un cuvânt de final, pentru că deja am mâncat puțin din timpul colegilor de la cealaltă specializare. Dacă Adina dorește să le mai face o recomandare legat de calitățile, de exemplu, de comunicator, fie pe care ar trebui să le aibă, fie pe care ar trebui să și le dezvolte, și după aceea le predăm ștafeta, pentru că în comunicare, comunicarea înseamnă și asertivitate, adică o bună relație cu cei cu care dialogăm, și așa că trebuie să le dăm cuvântul și colegilor de la traducere și interpretare. Voi fi succintă. Unul, dacă timpul ne va permite la final, mi-ar face plăcere să împărtășesc cu voi două scurte clipuri care să arate ce facem noi. Am crezut foarte mult și cred în continuare în imagine și nu în poveste. Dar aia ar însemna să mai trecem cu două minute, vedem la final dacă se poate. Eu sunt pregătită și dacă scrieți pe chat că vreți, vă arăt super proiecte pe care le fac studenții la comunicare. Vis-a-vis de competențe și de direcție, am să-mi permis să-l contrazic pe colegul meu, fostul domn profesor, pentru mine fost, pentru voi viitor. Și anume, e loc pentru fiecare acum în comunicare și dacă într-adevăr selecția se făcea pe abilități de relaționare și comunicare cu alte persoane. Acum, cei care au abilități de scriere și pasiune pentru copywriting, adică să dezvolți texte originale, pot să facă acest lucru din spatele calculatorului, ocupându-se de conturi ale diferitelor firme și nu mai trebuie să își depășească anumite temeri. Și e loc pentru ei. E ceva absolut nou, dar bineînțeles că noi vă învățăm oricum să depășiți și acele temeri. Vă așteptăm la noi. Așa, bun, mulțumim. Și acum vă preiau colegii care vă învață să vorbiți în corporații. Vă rog. Ne mulțumim mult domnului conferențiar Universitat Dr. Gabriel Mugurel Dragomir și doamnei lector Dr. Adina Palea pentru acest exemplu de interacțiune, dincolo de faptul că ne-au adus aproape de un domeniu extrem de vast. Jumătate de un sfert de oră, 20 de minute, dar și jumătate de oră este oricum mult prea puțin spre a vă iniția în tainele acestui domeniu. Ne mulțumim colegilor noștri că au reușit în acest timp să vă aducă puțin aproape și prin exemplu aceste interacțiuni pline de viață, dinamice. Felicitări, dragi colegi, pentru adaptarea la această situație. Mă bucur în contextul edițiilor la care am plăcerea de câțiva ani să particip, să văd cum vă schimbați, apropo de cum comunicarea ne schimbă pe toți și ne aduce și în acest context împreună, vă schimbați, vă reinventați și de fiecare dată este o bucurie să vă auzim. În continuare, trecem la următorul domeniu de bază al facultății noastre, care ne va fi adus aproape de domnul decan, profesor universitar dr. Daniel Dejica Cârțiș, căruia doresc să-i dau cuvântul. Mulțumesc, dragă Ana Maria, mulțumesc, Mugur și Adina, am urmărit și eu cu mare interes prezentarea voastră. Eu, ce drept, nu m-am gândit să o regizez atât de mult. O să vedeți, prezentarea noastră e mult mai așa, mai business-oriented. O să vedeți că cifrele vorbesc de la sine, e mult mai tehnică, mai... O să vă rog, Simona, Andreea, dacă aveți o glumă undeva să mă scrieți repede pe chat, să pot să o spun și eu, că dacă nu... Oricum, ce pot să văd aici, că aplicat și netul în Politehnică, sunt zeci de participanți care s-au înscris, cred că bătem recordul la prezentări de la toate facultățile, ceea ce e bine. Așadar, domnul decan, dacă îmi permiteți o scurtă completare, continuăm tradiția. Da. Acum, sigur că voi sunteți politicoși, și... dar eu astăzi acum nu vorbesc dintr-o calitate de decan, eu vorbesc dintr-un... din perspectiva unui personaj, hai zicem și personaj, unei persoane care de 30 de ani face traduceri, atât pe piață, le-a abordat atât dintr-o perspectivă teoretică, cât și practică și aplicativă, o persoană care predă traducere și tocmai în această perspectivă îmi face mare plăcere să vă împărtășesc câteva date care veți vedea, vor vorbi de la sine. Inițial zis, hai să fac o prezentare să definesc traducerea. Da? Nu cred că aveți voi nevoie de astfel de prezentări. Este o prezentare puțin atipică în încercarea de a
defini traducerile, voi vorbi despre persoane care traduc astăzi spre piață. Cu siguranță că veți identifica și voi sau o veți identifica printre ei. Însă vă spun apoi de ce este importantă traducerea și care sunt domeniile în care se folosesc traduceri și cum a evoluat traducerea de-a lungul timpului. Să vedeți de ce e importantă pe plan mondial, pe plan global, traducerea și la final două vorbe despre programul nostru de traducere, așa cum l-am gândit la facultatea noastră. Sigur că... Daniel, te întrerupă, poți să dai click să vedem slide-uri în imaginea întreagă? Dacă se poate, poate e mai, se vede mai bine pe... Încerc. Așa e mai bine? Da, da. Super. Ok. Aici, desigur, că vreau să fac și eu un exercițiu interactiv, să adresez această întrebare tuturor participanților, dar și timpul nu este limitat și cum sesiunea Zoom nu permite un dialog direct, doar prin zona de chat, vreau să vă rog să vă gândiți voi fiecare acum cine face traducere, cine efectuează traducere în ziua de azi. Întrebare deschisă. Haideți să vedem niște răspunsuri. Uitați-vă, vă rog, la niște situații reale, niște traduceri folosite în China cu ocazia Jocurilor Olimpice. Cred că sunt fără numai nevoie să le comentăm în plus. Welcome for coming. Da? Deci, situații și panouri puse în spații publice. Building asks a smoked visitor in the outside smoking section that you cannot smoke in. Iată, așadar, traduceri din limba engleză în limba chineză. This is not a toy and should be kept away from children made in China. Deci chinezii își protejează copiii, în rest jucăriile chinezești pot fi folosite de alți copii de pe alte meridiane. Take the child, fall into water carefully. Bottled water, cu siguranță că vedeți cu toții că aceasta nu este o sticlă, este o doză. Iată cum au tradus ei apă la sticlă. Meat products, hai să faceți cunoștință cu produsele noastre în loc de produse, nu, de carne și sports and hobbits. Probabil au fost influențați chinezii, știți că sunt mari devoratori de filme. Au fost influențați de stăpânul inelelor. Și așa mai departe. Deci, dragilor, cine traduce astăzi? Păi, în primul rând, amatorii. Și printre amatori, cu siguranță că la un moment dat am fost și noi, ne-am înscris și noi. Cine mai traduc? Acești bilinguals. Și cu siguranță că în zona de vest a țării sunt multe persoane care vin din familii în care se vorbesc două limbi, nu? Aveți cu toții bunici nemți, unguri, maghiari, nu, sârbi și așa mai departe. Deci, am trăit sau ați trăit din astfel de familii în care s-au vorbit două limbi străine și gata, imediat avem impresia că putem traduce. Pe piață mai există o concepție greșită, un astfel de misconception, în special în firme. Spui, hai că ai un dicționar sau ai făcut engleză sau franceză la școală, știi să traduci și ți se dă imediat să traduci în firmă. Sau ai un vecin și vine la tine și zice, hai că tu precis la liceu ai făcut limba străină, ia tradum și tu mie de aici. Păi, rezultatul acesta este, pe care l-am văzut, nu? Cine mai traduce în ziua de azi? În primul rând, traduceri realizate de mașini, de softuri dedicate, gen Babelfish sau Google, și nu în ultimul rând, profesioniștii. Hai să vedem diferența. Google a evoluat foarte mult în ultimul timp, extraordinar de mult, dar Google nu a fost niciodată conceput pentru a înlocui traducătorii, ci a fost conceput pentru a-ți da un sens a textului de tradus, pentru a-ți pune în mare, pentru a-l pregăti, pentru a oferi o variantă editabilă. Dar ai nevoie de cunoștințele de specialitate ale unui traducător pentru a da varianta finală. Ce se întâmplă cu traducerile realizate de amatori? În primul rând, aceștia nu știu, nu sunt familiarizați cu procesele de traducere, nu știu cum să verifice un text. Sunt destul de înceți în procesul de traducere, nu știu să folosească termenii de specialitate sau ce este un lexicon intern și cu siguranță că nu sunt familiarizați cu softurile dedicate care te ajută în procesul de traducere.
Pe de altă parte, avem specialiștii. Cine sunt acești specialiști? Păi sunt persoane, așa cum avem în fiecare domeniu, absolvenți ale programelor de specialitate în facultăți, așa cum avem absolvenți ale programelor de comunicare și relații publice, absolvenți ale programelor de drept, de inginerie și așa mai departe, așa avem și absolvenți ai programelor de specialitate de traducere și interpretare. Unii dintre aceștia aleg să-și continue studiile cu un master sau cu un doctorat, majoritatea sunt foarte experimentați și, nu în ultimul rând, se mai pot și certifica. Deci aceștia sunt profesioniștii care știu cum să traducă. De ce este traducerea importantă în ziua de azi? Efectiv, noi nu mai putem trăi fără traduceri și fără traducători. Este o nevoie tot mai mare de cooperare în toate domeniile, în industrie, în transportul, în comunicare, în entertainment. Instituțiile internaționale s-au lărgit, au proliferat. Trebuie să fim la curent cu ultimile noutăți în știință și în tehnologie. Suntem curioși cu toții despre cultura și civilizația altor popoare și nu în ultimul rând este o nevoie reală, un rezultat al lărgirii la nivelul Uniunii Europene. Lucrurile astea, să știți că se traduc și în legi, pentru că la nivelul Uniunii Europene există legi, una dintre aceea este Council Regulation 1/58, prin care limba română este o limbă oficială a Uniunii Europene. Ce înseamnă asta? Înseamnă că noi, ca cetățeni ai României, avem dreptul să ne adresăm în limba română oricărei instituții oficiale a Uniunii Europene și să primim un răspuns tot în limba română. Ce înseamnă asta? Că traducătorii facilitează și intermediază acest proces. Deci ne putem adresa Comisiei Europene, Curții Europene de Justiție, Camerei de Comerț Europene, Parlamentul European și așa mai departe, în limba română, ei urmând să proceseze, să traducă interpelarea noastră în limba engleză sau franceză sau germană și să primim înapoi un răspuns în limba română. Câteva date acum tot de la Uniunea Europeană, iată limbile oficiale ale Uniunii Europene și iată niște date, ele nu sunt foarte recente, dar sunt destul de relevante cu privire la dimensiunea și numărul de pagini traduse. Iată, în anul 2013, și de atunci vă garantez că de atunci procentul este mult mai mare, doar la Comisia Europeană, Comisia Europeană este doar o instituție a Uniunii Europene, s-au tradus peste 2 milioane de pagini. Industria lingvistică prin industria traducerilor este așadar imensă. Aproape, nu, 81% au fost traduse în interiorul, nu, 74%, mă scuzați, au fost traduse de traducători angajați la Comisia Europeană, Comisia Europeană fiind cel mai mare angajator de traducători din lume și 26%, deci cât, aproape 550.000 de pagini, au fost externalizate înspre birouri de traduceri naționale. Efectele lărgirii, câteva alte date pe care dacă nu v-au convins până acum care este, cât este de importantă traducerea și sumele cu care vorbim astăzi, de care vorbim astăzi în lumea serviciilor lingvistice și traducerii, iată niște date oficiale de la forumul traducătorilor desfășurat anul trecut la Comisia Europeană. S-a estimat, pentru că nu putem vorbi de sume exacte, atât de mare este industria, s-a estimat că este peste 50 de miliarde de dolari industria serviciilor lingvistice pe plan global, că avem peste 1,5 milioane de lingviști, traducători, care oferă servicii de tip freelance, da? De această formă de PFA, cum în limba română, persoană fizică autorizată, peste 55.000 de birouri de traducere. Sumele cred că vorbesc de la sine. În ce domenii se folosesc traducere? Păi, practic în toate domeniile, în finanțe, în organizații internaționale, în educație, știință și tehnologie, în turism, în mass media, în domeniile juridice. Și ce tipuri de texte se traduc? Tot felul de texte specializate. Texte, multe dintre acestea sunt redactate
de specialiști care funcționează în aceste domenii, uneori chiar cu ajutorul specialiștilor în comunicare și relații publice. Iată, la camere de comerț, companii, corporații și în bănci se traduc polițe de asigurare, comunicate de presă, rapoarte, corespondență în afaceri și așa mai departe. În organizații internaționale se traduc rapoarte, statute, rezoluții, text pentru internet, materiale de presă, discursuri, legi. De asemenea, și instituțiile de cercetare, instituțiile academice produc material științific care este tradus. Acesta poate să fie specializat sub forma unor articole, cărți, rezumate. Companiile de turism, cu toții ați răsfoit la un moment dat broșuri turistice. Ați vrut să vizitați împreună cu părinții sau cu prietenii o țară străină sau chiar locații din țara noastră și ați răsfoit astfel de broșuri sau ați căutat pe internet. Acestea cu siguranță că au fost traduse sub forma unor broșuri, ghiduri turistice, postere și multe altele. O industrie în cadrul acestei mari industrii lingvistice sunt și traducerile reprezentate în cadrul agențiilor de știri, trusturilor media, posturi de televiziune, de radio, unde se traduc interviuri, documentare, filme, știri, articole. Practic, nu mai există domeniu de activitate în ziua de astăzi în care să nu fie implicați și specialiști în comunicare interlingvistică și acest traducători. Traducerea în sine, dragilor, a evoluat foarte mult și foarte rapid. Care este imaginea traducătorului? Păi de-a lungul a sute de ani, începând cu Saint Jerome, Sfântul Ieronim, care este considerat primul traducător, pentru că a fost primul care a dezvoltat o teorie a traducerii, nu? El a tradus Biblia și a spus că traducerile pot să fie realizate într-un mod liber sau într-un mod literal, mot-a-mo. Deci începând cu Sfântul Ieronim și de-a lungul a sute de ani până în prezent, în ultimele două, trei decenii, aceasta a fost imaginea traducătorului, a unei persoane erudite, înconjurate de cărți, de instrumente de scris, de instrumente unelte de referință. Toate acestea s-au schimbat într-un ritm alert. Astăzi traducătorii lucrează în niște situații și alături de specialiști. Nu vedem aici un exemplu de audiodescriere. Cu siguranță că cu toții sunteți conectați la platforme media și TV, gen Netflix sau Amazon, și puteți selecta servicii de audiodescriere atunci când vă uitați la un film. Iată un exemplu cum se realizează audiodescrierea realizată de traducători și cu ajutorul altor specialiști într-un studio de televiziune, aici este la televiziunea Bayerische Rundfunk, da, din München. Practic, traducerea ca activitate a evoluat în ultimii 20-30 de ani cu viteza luminii și astăzi traducătorii funcționează în niște scenarii multidimensionale, în niște scenarii de comunicare, în care sunt implicate multimedia, forme multimodale și multilingve. Traducătorii de astăzi sunt activi în diverse forme de traducere, sincronizare, dublare, interpretare în timp real, interpretare în media, traducerea de site-uri web, traducerea de piese de teatru, traducerea la opera, audiodescrierea, infotainment și așa mai departe. Pentru a marca importanța traducerii pe plan global, a fost stabilită și o zi europeană a limbilor străine și în același timp a fost stabilită și o zi internațională a traducătorilor. Ele sunt foarte apropiate, în luna septembrie se aniversează ambele. Ce facem noi la programul de traducere și interpretare la Facultatea de Științe ale Comunicării? Încercăm să răspundem nevoilor pieței, nevoilor unei societăți în continuă mișcare, în continuă adaptare și să formăm traducători pentru această piață.
Nu aș vrea să vă spun mai mult, sunt deschis la întrebări. Vă invit să accesați site-ul nostru, site-ul facultății, să citiți mai multe despre programele de studiu, să citiți mai multe despre ce facem noi, să accesați pagina de Facebook, să o apreciați, pagina de Instagram și să ne contactați oricând aveți nevoie de informații suplimentare. Chiar și acum în zona de chat. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Și noi vă mulțumim, domnule decan. Le dăm cuvântul elevilor. Vă rugăm să treceți în chat întrebările voastre. După cum spuneam, din păcate nu avem posibilitatea să interacționăm direct. Ne-ar fi făcut mare plăcere să vă și auzim. Vă rugăm însă, apropo de obișnuința învățământului în mediul online, să folosiți chat-ul pentru a ne adresa întrebările voastre. După cum vedeți în chat, colega noastră Andreea Pelev a trecut atât pagina de Facebook, vă rugăm să dați click pe acel link și atunci rămâne în pagina, în browserele voastre de căutare și puteți reveni oricând să urmăriți evenimentele facultății noastre. Chiar și acest eveniment se regăsește pe pagina de Facebook și astfel puteți să fiți aproape de tot ceea ce organizează facultatea noastră. Pagina facultății se regăsește mai sus în chat. Andreea, o să te rugăm încă o dată dacă poți să mai dai un click, să copiezi încă o dată și pagina facultății noastre, secupt.ro. Mulțumim, Andrei, ne bucurăm că ai fost alături de noi. Mulțumim, doamna profesoară Valentina Porojan, că ne-ați fost alături împreună cu elevii dumneavoastră. Mulțumim, Andreea Kim. Le mulțumim colegilor care ne-au adus aproape de tot ceea ce înseamnă, măcar așa, într-un impuls, comunicare și traducere. Cred că ideea de bază pe care o luăm cu noi este de fapt că, indiferent dacă conștientizăm sau nu acest lucru, la tot pasul ne întâlnim cu comunicarea, la tot pasul ne întâlnim cu traducerile. Astfel încât facultatea noastră va aduce aproape de domenii de actualitate, dar aș îndrăzni să adaug și de utilitate și poate în contextul pandemiei le regăsim cu toții cu atât mai utile, pentru că de cel puțin un an jumătate încoace suntem cu toții preocupați altfel de a ne îmbunătăți, de a ne schimba, de a ne dezvolta altfel felul de a comunica unii cu ceilalți, pe de o parte. Pe de altă parte, suntem constrânși de a ne limita felul de a comunica unii cu ceilalți și acest lucru nu este ușor pentru niciunul dintre noi. Și în ceea ce privește traducerile, iată că chiar și pe timp de pandemie, datorită traducerilor, suntem mai aproape de foarte multe domenii la care poate până acum nu am avut acces deloc. Și în spiritul activității Centrului de e-learning, pe care mă bucur să-l avem aproape și în această seară, cred că comunicarea și traducerea ne dau un exemplu și de a aduce aproape oamenii, pentru că, de fapt, ceea ce ne propunem și în cadrul facultății noastre este, aducându-vă aproape de aceste domenii, să vă aducem mai aproape unii de ceilalți și prin toate materiile frumoase pe care le găsiți în oferta educațională a facultății noastre, să încercați, prin activitatea voastră profesională, să schimbați ceva în societatea noastră. Vă mulțumim mult, dragi colegi, mulțumim Adina pentru link-urile pe care le-a adăugat, mulțumim pentru vlogul poliamitit și TLU, să nu uităm că universitatea noastră se mândrește și cu existența postului de televiziune TLU, un post care de altfel ne este aproape în toate evenimentele. O să vă rugăm, dragi elevi, stimați profesori, stimate doamne profesoare, să dați click pe acele link-uri pe care colegele mele, Andreea, Adina Palea și Andreea Pele, vi le-au trecut în chat. Se regăsesc câteva întrebări. Alexandros Popa ne adresează întrebarea cam care este un venit mediu al unui traducător în România. Am să răspund eu.
De ce să discutăm doar despre România? Pentru că, de exemplu, la Comisia Europeană există foarte mulți traducători, există un departament de traducători români. Eu mă bucur că am făcut parte și din Comisia de Selecție acestor traducători care lucrează la Comisia Europeană și pot să vă spun că salariul de încadrare este de 4.000 de euro. Bineînțeles, raportat la nivelul de viață de la Bruxelles sau de la Luxemburg sau de la Strasburg, acolo unde sunt birourile traducătorilor. În România pot să vă spun că nu există o limită a salariului. Majoritatea traducătorilor care lucrează sub formă de PFA câștigă cât lucrează. De asemenea, în departamentele unor companii, precum Continental, noi colaborăm foarte bine cu companii mari din zona de vest a țării, unde trimitem și studenții să facă practică și o mare parte din aceștia au fost și angajați, nu s-au plâns niciodată de salarii. Din contră, au fost foarte recunoscători și doresc în continuare să angajeze absolvenții facultății noastre. Referitor la admitere, Andreea, Simona, vă rog să preluați voi. Ați răspuns deja, Andreea, bravo. Depunere de dosar. Vroiam să mai cer voie organizatorilor Victoriei. N-am depășit cu foarte mult timp, deci noi suntem obișnuiți să vorbim mult. Adina și Mugur, dacă ne-ați promis niște filmulețe, nu? Hai să terminăm într-un mod. I-am întrebat elevii, dacă elevii n-au vrut, n-am insistat. Ei n-au fost pe fază când ai întrebat. Hai să vedem filmulețele, cu siguranță că vor să le vadă. Da, bine. Atunci urmează acum să vedeți cum organizați voi de la comunicare zilele carierei, o bucățică dintr-un vlog și apoi vă arătăm și cum ne-am adaptat la comunicarea online. Bună, mă aflu în fața la cantina UPT, unde are loc cea de-a nouă ediție a zilelor carierei. Ce înseamnă zilele carierei și Adina, ce nu se vede. Studenții, ce firme sunt prezente, să fim se vede? Nu. Nu se vede. Acum? Acum, da. Da. Se stă la poză. Văd că reprezint Continental. Tu anul trecut ai fost voluntar care s-a ocupat de acest proiect, exact, de zilele carierei și acum ești la Conti. Exact. Cum de? Pot să zic că CICOC, ce mai nou, m-a ajutat foarte mult deoarece Maria, cu cea care am ținut interviul de angajare, m-a recunoscut de la zilele carierei și mi-a oferit această oportunitate. Bună ziua! Ce faceți? Bine faceți! Spuneți bună pentru vlogul UPT! În cadrul acestui proiect au fost prezentate personaje marcante de la nivel mondial, dar și lucruri inventate din anii 30 până în prezent. Fiecare detaliu a fost luat în considerare de către studenți și nu ne-a fost de mirare când ne-am zărit la oaltă pe Papa Francisc, Iulia Timoshenko, Lady Gaga, Bob Marley sau Ana Maria Prodan. Cum a decurs organizarea acestui eveniment? Nouă studenților ne-a plăcut foarte mult, deoarece am ales această tematică nouă pentru noi. Am pus în scenă anumite perioade de timp, începând de la anii 30 a lui Charlie Chaplin până în prezent, în care Simona Halep face furori în lumea întreagă. De asemenea, a fost o provocare deoarece împărțirea pe echipe a fost aleatorie, așadar am avut ocazia de a lucra cu persoane cu care probabil n-am avut o șansă în trecut. Și ne bucurăm extrem de mult că sunteți aici, ca să vedeți munca noastră. Tu reprezinti... Studenții de anul 2 de la Specializarea Comunicare și Relații Publice din cadrul Universității Politehnica Timișoara au pregătit a 5-a ediție a proiectului Expo CRP. Regiuni și tradiții din România a fost tema expoziției de anul acesta și a reușit să-i surprindă pe participanți, întrucât studenții și-au intrat foarte bine în rol și au scos în evidență cele mai importante detalii specifice fiecărei regiuni a țării. Proiectul s-a desfășurat în holul Facultății de Construcții, loc care a prins culoare de la standurile care mai de care mai colorate și înveselite de studentele îmbrăcate în portul nostru popular. Este de remarcat faptul că au fost alese regiuni pline de tradiții și locuri frumoase, printre ele numărându-se Banatul, Dobrogea, Bucovina, Maramureșul, Moldova, Muntenia, Oltenia și Transilvania.
Și ca să încheiem chiar cu un zâmbet pe buze, am să vă arăt cum ne-am adaptat la varianta de organizare de evenimente online și veți vedea la final un cântec compus de o absolventă de comunicare, Alexandra Cancel, care a intrat în jocul nostru, a creat o melodie dedicată și cam asta e atmosfera pe la noi. E înregistrată, nu cred că mai există dubii. Imediat, ca să fac și corect sharing-ul. Acum. Se vede? Doar când e sărbătoare. Da. Pe la cursuri suntem prezenți non-stop pentru a nu fi cu restanțele în top. Acum că v-am povestit despre prezent și trecut, aș vrea să vă spun un pic și despre necunoscut. Viitorul e incert, dar noi nu ne dăm bătuți. Ne-am dorit ca în 2 ani să ajungem piariști și să demonstrăm acum că e bună și facultatea ZU. Și cu acestea fiind spuse, să fii vesel, sănătos, să ai gust, să ai miros. Anul ăsta, din păcate, noi suntem studenți online. Mulți ar spune că-i greu, frate, noi am spune că-i mai fain. Facem cursuri după masă, nu vrem note pe frumoși. Stăm cu camera, o bridăm de ce, fiindcă suntem rușinoși. Oh, 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 ne lipsește amfiteatrul. Oh, 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 rândul 5 sau rândul 4. Oh, 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 ne lipsește copiatul. Ups. Mânica și hanoracul. Oh, 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 ne lipsește amfiteatrul. Oh, 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 rândul 5 sau rândul 4. Oh, 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 ne lipsește copiatul. Oh, 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 mânica și hanoracul. De când cu lecții pe Zoom ne pricepem și în decor, știm ce gresie au profii, ce cobor, ce dormitor. Știm câți copii cresc în casă, despre fetițe băieței. Urlă că vor de mâncare și dau buzna peste ei. Oh, 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 ne lipsește a doua casă. Oh, 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 partiul din liga noastră. Oh, mai trebuie o restanță, oare de anul viitor, învățându-l la distanță. Oh. Mulțumim mult, Adina, pentru aceste videouri. Sperăm că prin intermediul acestor ateliere, la care am avut plăcerea în această seară să fim împreună, ați reușit să prindeți măcar puțin din pulsul și aș îndrăzni să spun din sufletul care se transmite, iată, și prin intermediul virtual în cadrul acestui târg educațional, ca să continui, Adina, în spiritul rimelor și glumelor amintite de studenții noștri. Ne bucurăm că am fost împreună în această seară. Aș dori să le mulțumesc încă o dată gazdelor noastre, domnului decan, doamnei prodecan, colegilor noștri care au făcut posibile aceste întâlniri prin organizarea acestor ateliere și înainte de toate elevilor care ne-au fost aproape, chiar și după amiaza, chiar și seara, chiar și atunci când zilele, orele sunt extrem de lungi în ceea ce privește învățământul combinat, atât în mediul fizic cât iată și în mediul online. Și nu în ultimul rând, doamnelor profesoare și domnilor profesori de la mai multe licee, tot de suflet aș îndrăzni să adaug, care ne-au fost aproape încă de la prima ediție a organizării zilelor porților deschise la Facultatea de Științe ale Comunicării. Mă rămâne să vă invit să ne călcați pragul fizic. Sperăm cei care sunteți în clasa a 12-a, poate deja anul viitor, cei care sunteți în clasa a 11-a, într-un an jumătate, doi. Și ne-am bucurat să avem ocazia acestor întâlniri fizice, pentru că dincolo de faptul că și întâlnirile virtuale au farmecul lor și iată ne aduc împreună chiar și în aceste vremuri grele,
ducem cu toții dorul întâlnirilor față în față. Mulțumiri încă o dată pentru această seară frumoasă participanților și organizatorilor. Dacă mai aveți întrebări, dragi elevi, stimați profesori, vă rugăm să treceți întrebările voastre în chat. Un singur detaliu aș mai dori eu să adaug, cu siguranță că am putea vorbi până dimineață. Referitor la adeverințe, am să răspund, îi rugăm frumos pe elevi ca prin intermediul cadrelor didactice să ne contacteze și noi vom transmite aceste adeverințe de participare în format electronic prin e-mail. De asemenea, am copiat un link în zona de chat, este linkul către zilele porților deschise la facultatea noastră și aș dori să informez atât elevii cât și cadrele didactice că noi nu organizăm astfel de evenimente doar în cadrul unor evenimente de dimensiuni mari la nivel instituțional, cum este VIPED-ul sau zilele porților deschise, ci și de fiecare dată când avem solicitări din partea noastră. Deci, dragi profesori, dragi elevi, dacă doriți să ne vizitați facultatea noastră cu clasele dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați fără nicio reținere și putem pentru voi să organizăm astfel de prezentări și pentru elevii dumneavoastră. Încă o dată vă mulțumesc în numele colegilor mei, în numele organizatorilor. Vă așteptăm la Facultatea de Științe ale Comunicării. Mulțumim încă o dată. Pentru adeverințele de participare vă pot scrie și adresa mea de e-mail. Vă ajut cu mare drag în acest sens. Însă, așa cum spunea și domnul decan, ne-ar fi mai ușor dacă doamnele profesoare, domnii profesori ne-ar contacta și atunci, prin intermediul dânșilor, cu ajutorul lor, să ajungă diplomele la elevi. Mulțumiri încă o dată tuturor! Victoria, ne bucurăm că am avut ocazia să fim alături la acest târg educațional virtual. Îți mulțumim încă o dată pentru tot ajutorul. Mulțumiri colegilor, distinselor, doamne profesoare și distinșilor profesori care i-au îndemnat pe elevi să ne fie alături. Dragi elevi, vă așteptăm la Facultatea de Științe ale Comunicării. Toate cele bune, multă sănătate și să ne revedem cu bine. Vă mulțumim mult și pentru aprecieri, înseamnă mult pentru noi. Ne bucurăm să avem alături distinse doamne profesoare de la Liceul Loga, de la Liceul Grigore Moisie, din cele pe care le văd pe chat. Mă bucură mult să o avem aproape pe doamna Edițoiu, care ne este aproape încă de la prima întâlnire. Doamna profesoară, ne dați un exemplu de continuitate. Mă bucur să văd că, dincolo de problemele de comunicare pe timp de pandemie, putem fi împreună și am fost împreună și în această seară. Mulțumiri tuturor! Toate cele bune și să ne revedem sănătoși la FSC. O seară, la revedere, frumoasă. Seară frumoasă! Mulțumim! La revedere! La revedere! La revedere! Mulțumim Facultății de Științe ale Comunicării! Dragi elevi, punem punct în acest moment zilei 4 din seria de zile dedicate Târgului Educațional Virtual VIPED 2021. Înainte de a încheia, vreau să vă reamintesc de concursul care se desfășoară pe pagina noastră de Facebook. Vă invit să participați mai mâine, se mai poate mâine la ora 20 seara încheiem și concursul. Și dacă tot a venit vorba despre ziua de mâine, vreau să vă dau întâlnire la ora 16 cu un moment, tot așa îl încadrăm atât în târg educațional cât și în zilele dedicate Facultății de Științe ale Comunicării, unde vom vorbi despre comunicare și creativitate, abilități cheie în cariere, apoi vom face cunoștință cu Facultatea de Management în Producție și Transporturi, iar apoi cu Facultatea de Inginerie din Hunedoara. Ca atare, mâine între 16 și 18.30 suntem din nou live, vă așteptăm cu mult drag. Vă doresc o seară frumoasă în continuare, pe mâine! Mulțumim mult și noi! La revedere! Seara frumoasă! La revedere!